Să facem porugături, da? Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Împărate Ceresc, Mântuitorule, Duhul Adevărului, care pretutindene ești și cu toate le împlinești, Vistierul bunătăților și Dătătorule de viață, vino și te sărășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecea vecilor. Amin. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Părinte, cu noi este Dumnezeu, cu al Său har și cu a Sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să las pe purtătorul de cuvânt să
prezinte această situație specială și cuvântul pe care ieratul și-a dorit să ajungă la sufletele auditoriului conferinței noastre. Felicitam pe părintele profesor, purtătorul de cuvânt, așa cum am spus, al arhiepiscopiei Comisului, Mircea Cristian Pihor, să facă deschiderea evenimentului. Bine v-am găsit! Preacucernice Părinte Decan, preacucernici, preacuvioși părinți profesori, doamnă profesor, distinși cercetători, studenți și invitați. În al preasfințitul Părinte Teodosie, arhiepiscopul Tomisului regretă că n-a putut să fie astăzi aici datorită faptului că participă la București la înmormântarea unui nonagenar profesor, fondator de universitate și prieten apropiat al înalt preasfinției sale, care a trecut la cele veșnice și a solicitat pe patul de moarte ca înalt preasfințitul să-l conducă pe ultimul drum pământesc astăzi. Transmit binecuvântările înalt preasfințitului la acest simpozion pe care doamna profesor Carmen Ciornea l-a organizat cu foarte mult suflet. Știu că dumneaei are cercetări valoroase pe domeniul principal al acestei conferințe și transmitem în același timp felicitări din partea ierarhului tuturor celor care s-au implicat în organizarea și desfășurarea acestui eveniment deosebit pentru istoria contemporană a poporului român. După cum foarte bine a subliniat doamna profesor, această istorie are anumite lacune. Lacune nu pentru că n-ar putea fi ele cumva elucidate, ci mai ales pentru faptul că, din variate motive, unele de natură politică, altele de natură, să-i spunem, moștenită, da? Știm de la psihologia sumară pe care am învățat-o că gena fricii se transmite de la nepoți, de la bunici la nepoți, de la părinți la copii și așa mai departe, și probabil că unii mai timizi de la conducerea de după Revoluție n-au avut curajul necesar să deschidă cum au făcut celelalte țări și să exploreze aceste dosare ale deținuților politici și ale celor care au luptat pentru demnitatea și integritatea bisericii și a neamului românesc. Rămâne în continuare o rană pe obrazul bisericii și al neamului că până în ziua de astăzi foarte multe dosare rămân cu calificativul dat la procesele tribunalelor poporului din anii 50, da? Când toată lumea era ștampilată și apoi trimisă la închisorile, lagărele de exterminare ale regimului. Și din acest punct de vedere, demersul este unul merituos din toate punctele de vedere, sub toate aspectele. De aceea, fără să mai lungesc cuvântul, transmit încă o dată aprecierea înalt preasfințitului pentru acest demers și susținerea necondiționată pe care Sfânta Arhiepiscopie a Tomisului o oferă doamnei profesor Carmen Ciornea și sperăm ca și la anul să ne întâlnim sub aceeași egidă, într-un context mai, să zic așa, mai clarificat prin eforturile pe care le depunem astăzi. Vă mulțumim foarte mult! Pentru sprijinul așa este, necondiționat, pe care Arhiepiscopia Tomisului l-a oferit de fiecare dată, nu doar evenimentelor la care se întâmplă astăzi să fiu organizator, să fim organizatori alături, sunt organizatori alături de colegul meu, Ioan Zăchir Calan.
ci tuturor celor care vrem să ieșim în spațiu public pentru a aduce un strop de lumină într-o tematică ce privește biserica noastră. Părintele Decan este o personalitate care, cel puțin în ceea ce privește evoluția persoanei pe care o aveți astăzi în față, și-a pus o amprentă indelebilă. Pot să spune că galeria mentorilor, pe care s-a identificat persoana mea, se încadrează în Părintele Decan și nu aceasta pentru că acum da, se află într-o funcție de conducere, ci pentru că sunt deja niște decenii în care a existat o dinamică fericită și am reușit să învăț multe din aspectele ce țin până la urmă de ceea ce înseamnă a fi alături de un preot, de un duhovnic. Pentru că, vedeți, și tematica pe care ne propunem noi astăzi este îndrăzneață. Rugul aprins. Nu știu cât poți să vorbești despre rugul aprins, cât mai ales într-un rugul aprins. Sigur, abordăm această tematică, dar dintr-o perspectivă istoriografică, dintr-o perspectivă filologică, dintr-o perspectivă filozofică. Dar cred eu că doar clericii au căderea să se apropie atât cât se poate de ceea ce a însemnat această mișcare duhovnicească în care Isihasmul românesc a cunoscut o simbioză între culturi și cultură, consider eu, fără precedent. Te invităm pe Părintele Decan să prezinte cuvântul său la deschiderea momentului nostru, conferinței noastre. Vă mulțumesc, doamna profesor! Întotdeauna nu m-am considerat mentor pentru cineva. Noi am fost colegi, eu cu doamna profesor și suntem încă. Ne cunoaștem de multă vreme, cred că aproape 20 de ani de când ne știm. Am colaborat frumos și pe vremea când împreună activam la seminarul teologic și apoi a lui Dumnezeu și eu ca și decan, prodecan și apoi decan al Facultății de Teologie, chiar îmi doream atunci când însă nu era, nu făcea parte din corpul nostru profesional, îmi doream să vină și iată că dorința mea a fost îndeplinită și o avem ca și conferențiar în corpul didactic al facultății noastre, un plus de valoare, zic eu, pentru școala noastră și nu numai eu, și se și vede lucrul acesta. Îi mulțumesc pentru aprecieri, iar dumneavoastră tuturor de aici vă spun regăsit, bun regăsit și bun revenit la această manifestare științifică organizată de doamna profesor și de cei care au stat în preajmă, conferința națională pe care nu îl vedeți aici pe ecranele din fața dumneavoastră. Mi-aduc aminte cu plăcere de ultima întâlnire care a fost astăvară sau nu mai știu. În mai. Știu că am început destul de târziu și nici nu s-a observat, dacă v-am închis și că ați fost atunci, cât de repede au trecut orele. Se făcuse la un moment dat, era ora 9 seara și doamna profesor, care a avut ultimul cuvânt, chiar la ora aceea târzie, ridicase temperatura în sală cu prezentările pe care le făcea și într-adevăr momente deosebite, momente frumoase și notabile pentru activitatea științifică desfășurată la nivelul facultății noastre. Fiecare an universitar începe așa, în forță, cu procesul didactic, cu activitățile specifice, dar și cu manifestări științifice. Trebuie să știți că la facultatea noastră deja au avut loc unele asemenea evenimente, între care amintesc pe ultima o comemorare care s-a transformat chiar într-un simpozion. O comemorare a marelui profesor și canonist Liviu Stan, care a avut loc tot în această sală. Iată acum această manifestare, această întâlnire, această conferință națională, care va fi urmată spre sfârșitul lunii noiembrie de încă o conferință organizată de cunoscutul profesor al dumneavoastră, dragi studenți, Părintele Ionuț Dura, pe teme de interculturalitate și a dialogului dintre religii, așa cum ne-a obișnuit.
o agendă bogată pentru mijloc de toamnă, pentru facultatea noastră și mulțumim tuturor celor care s-au implicat, dar și dumneavoastră, sau mai ales dumneavoastră, celor care participați și populați sările în care se desfășoară aceste evenimente, pentru ca acestea să aibă rolul scontat și vizibilitatea de care este nevoie. Știți că valoarea unei facultăți de teologie nu se măsoară numai în numărul de studenți sau în numărul și calitatea cadrelor didactice, nu se măsoară în numărul de programe de studii sau de masterat desfășurat, cât mai ales în activitatea științifică și prin cercetare. Iar activitatea științifică și cercetarea se regăsesc și se revăd în ceea ce publică profesorii, cadrele didactice și nu numai ei, chiar și studenții, masteranzii, doctoranzii, care și ei sunt chemați la rândul lor în acest demers, dar și în aceste manifestări, în acest fel de întâlniri care punctează nivelul la care se află o astfel de instituție de învățământ teologic din acest punct de vedere. În fine, referitor la manifestarea de astăzi, cea dedicată fenomenului rugul aprins și pe care doamna profesor Carmen Ciornea și-a ales-o ca drept culoar de cercetare și, după cum se vede, este chiar un ofertant cu culoar de cercetare, pentru că doamna ne-a obișnuit, doamna profesor, ca în fiecare an să vină cu lucruri noi, cu volume noi, cu comunicări, cu manifestări noi și sunt sigur că acestea se produc în urma unei munci susținute, nu numai din fața biroului de acasă sau din fața laptopului personal, a calculatorului personal, cât mai ales prin biblioteci și prin arhive. Și numai cei care se îndeletnicesc cu așa ceva știu câtă muncă este și câtă migală, câtă răbdare îți trebuie ca să poți fi văzut de cei din afară șoarece sau chiar șobolan de bibliotecă. Așa se mai numesc cei care stau și ronțe la documente și volume din rafturi prăfuite și de mult uitate și care așteaptă să fie scoase la lumină. De aceea, latura aceasta a cercetării pe rugul aprins, pe fenomenul rugul aprins, a prins contur la noi și s-a dezvoltat foarte frumos. Știți că mai sunt și alte centre universitare sau culturale, teologice, care abordează acest subiect, dar eu consider că la noi are o consistență aparte prin volumele prezentate, prin tot materialul pe care doamna profesor l-a scos la lumină și l-a prezentat aici de față, dar mai ales prin invitații pe care i-a avut de fiecare dată și pe coparticipanții la aceste manifestări care au ridicat valoarea evenimentului în sine. Privitor la rugul aprins, vă mai spunea și altădată că mai de mult nu știam foarte multe. Știam de existența acestei mișcări, însă m-am bucurat ca de fiecare dată, fiind aici, să aflu câte ceva în plus sau multe lucruri în plus, dar foarte mult m-am bucurat de faptul că l-am întâlnit printre membrii fondatori ai acestei mișcări pe un poet și prozator drag, foarte drag mie și care mi-a marcat adolescența, Vasile Voiculescu, buzoian ca și mine, și pe istorie că am mai spus odată, dar repet că îmi place să spun asta, de câte ori mă duc la mama acasă și plec de acasă, trec pe lângă casa în care s-a născut și a trăit poetul și prozatorul Vasile Voiculescu în comuna Pârscov din județul Buzău. Este o casă memorială acolo și nu este dată să trec și să nu simt așa un fior. Un fior pe care l-am simțit atunci când i-am citit creațiile și care mi-a rămas pe tot parcursul vieții și l-am și acum. Cei care nu credeți sau nu știți, citiți poezia lui Vasile Voiculescu și proza, mai ales proza lui Vasile Voiculescu.
acestea fiind străbătute de un fior și de un parfum mistic pe care l-am recunoscut în, în relatările și ceea ce ne spunea doamna profesor despre întâlnirile de la Rugul Aprins, acolo din, din care și el și acesta facea parte. Bineînțeles că de astăzi se spune că totul a luat o turnură dramatică la un moment dat. Rezistența bisericii, totalitarismul comunist, totalitarismul comunist s-a manifestat din plin asupra acestor oameni care au întâlnit Rugul Aprins și au suferit foarte mult după ce au intrat în ilegalitate în 1948. Mi se pare, au fost arestați în mai multe rânduri, în 58 au fost arestați aproape toți, nu? Așa, și foarte rochiniți. Și vă spun asta, nu ca un lucru care am citit sau am auzit despre lucrurile acestea, ci dintr-o mărturie, n-am zis-o până acum, mi se pare, dintr-o mărturie directă. Un unchi de-al meu, căsătoric o soră de tata, și naș de botez și de cumărie, a trecut la cele veșnice de mai mulți ani. A fost deținut politic și a cunoscut o parte dintre acești oameni pe la închisorile pe unde a umblat. Mi-a povestit, atunci nu prea știam, când îmi povestea, nu prea știam despre ce este vorba, dar acum am făcut legăturile. Mi-a povestit cum acești oameni, și în special preoții, dar în special cei care făcuseră parte din Rugul Aprins, erau cei mai chemiți deținuți dintre toți. Erau cei mai urmăriți și cei mai asupriți. Dacă se întâmpla cumva, dacă erau la canal sau la UIP sau în altă parte, să vină un tren care trebuia descărcat la miezul nopții sau la, în crucea nopții sau la două noapte sau la trei dimineața, întotdeauna lotul lor era preferat ca să fie scos, să fie pus la miezul. Dacă era o muncă mai grea sau ceva mai periculos de făcut sau ceva unde moartea te pândea după colț, pe canal sau de altă, preoții și acești oameni erau scoși în față, tocmai parcă în intenția de a fi exterminați. Multe mi-a povestit unul din acesta al meu, groaznice lucruri, o paranteză fac. Mi-a povestit ce înseamnă bătaia la tălpi. Bătaia la tălpi era groaznică și oamenii aceștia au avut parte de așa ceva. Să-ți fie legate mâinile și picioarele la un loc și să fii pus pe un oțeală sau pe un parc. Greutatea te învârte și te aduce cu tălpile în sus. Și te ești bătut la tălpi prin bocanci. Nu pe la talpa goală, prin bocanci, că era mai rău și mai dureros. După această bătaie, aproape 5-6 luni, nu puteai să mai mergi pe picioare. Mergeau cei care erau bătuți la tălpi în genunchi sau se tărau, pur și simplu, pe brânci, ca să meargă dintr-un loc în altul. Asta este una dintre suferințe. Și de ce am adus aminte de lucrurile acestea? Pentru meu n-a făcut altceva decât să poarte o corespondență și a fost arestat. Ceilalți au fost arestați pentru ce? Că se întâlneau, că în cadrul întâlnirilor lor de la Mănăstirea în timp și apoi din alte părți, dădeau citire unor texte literare, unor texte biblice, patristice, poezii, discutau, probabil că aici începeau să deranjeze. Discutau despre lucruri actuale ale vremilor, economice, sociale, culturale, dar cred că ceea ce deranja mai mult este că abordau probleme doctrinare, în special isihasmul și altele pe lângă isihas, dar se pare că isihia începuse să facă parte din structura ființei lor, ceea ce eu am văzut la Vasile Voiculescu. Am zis, isihasmul și parfumul mistic trece prin toată opera lui, în special prin proza, cea de care vă spuneam că mi-a marcat pur și simplu adolescența și oricând o citesc cu plăcere și n-am uitat nimic din ea și ori de câte ori am ocazie vorbesc despre aceasta. Ei bine, gândiți-vă așa că s-au eliberat oamenii, au fost eliberați și amnistiați, nu? Da. Vă spun așa, unchiul meu s-a bucurat de niște privilegii, după Revoluție, bineînțeles. A luat un adaos la pensie de la
Asociația Deținuților Politici, a fost scutit de impozitul acasă, de impozitul la mașină, mi se pare că nici telefonul îl plătea, se bucura de niște privilegii și chiar se bucura de ele. Și era mândru de ele, pentru suferința mea, uite, s-a face și mie această favoare. Ei bine, oamenii acești, ceilalți, pentru oamenii aceia n-ar fi ajuns și n-ar fi ajuns niciodată ca astfel de privilegii să răsplătească într-un fel sau să mângâie suferințele pe care le-au suportat de-a lungul anilor detenției. Sunt lucruri care nu pot fi reparate niciun fel. Sunt lucruri care ating sufletul și ating ființa umană și consider că numai astfel de manifestări ca cea de astăzi pot aduce reparații morale și mulțumiri sufletești a celor care au trecut cu sufletul dincolo la Domnul și care zicem noi și credem și ne-am bucurat ca să știe de acolo de unde sunt, că cineva încă se mai preocupă de personalitățile pe care le-au reprezentat aici dintre noi, de ceea ce au făcut pentru noi și de faptul că au ridicat nivelul și pretenția firii omenești și a ființei umane la cote pe care mulți le-au uitat și care, din păcate, în zilele noastre sunt din ce în ce mai uitat. Vă mulțumim că participați la această manifestare. Vă spunem din nou bun venit și bun revenit la facultatea noastră și la Universitatea Ovidiu și vă doresc succes cu tot ce se prinde pe aici. Vă mulțumesc! Cred eu că, mai ales pentru noi, cei din spațiul Bătocean, nu are nevoie de nicio prezentare. Este un cercetător, gradul 1, care funcționează în cadrul, activează, da, în cadrul Muzeului de Istorie Națională și Arheologie din Constanța. Este o personalitate de notorietate a științei și culturii de la țărmul Mării Negre, un om care și-a făcut din istoria Dobrogei, special, dar din istoria României în general, o misiune. În cadrul conferinței noastre, doamna doctor Lavinia Dumitrașcu și-a propus să ne prezinte, sigur, deocamdată succint, în doar 15 minute, dar vom avea bucuria de a descoperi studiul pedal în formul în care se vor reuni toate prezentările noastre, o temă atât de sugestiv intitulată, nici o faptă bună nu rămâne nepedepsită. Cazul Ovidiu Limpidi. Care a fost fapta bună? Păi capitanul comandor Ovidiu Limpidi a fost reprezentant al României în Comisia Mixtă Română-Sovietică pentru respectarea frontierilor pe Prut, Dunăre și Marea Neagră. Și de pe această poziție s-a opus cedării insulei șerpilor. Cum a spus, atât ceva nu se semnează. Da, nu se poate, da. Da, sigur că a existat o plată pentru această insolență, dar care a fost această răsplată, da? Care au fost legăturile dintre această personalitate cu rugul aprins, o lăsăm pe doamna doctor Lavinia Dumitrașcu să ne prezinte. Mulțumesc foarte mult pentru cuvintele frumoase. Mai fi eu cercetător, dar înainte de toate sunt om, sunt româncă, sunt dobrogeancă și sunt constanțeană. Și asta contează mai mult decât cercetările. Aia e datorie. Nu are legătură cu rugul aprins. Ovidiu Limpidi nu are legătură cu tagma preoților. Însă e un creștin grec și o să vă spun puțin povestea familiei și povestea cercetării mele, ca să vedeți de unde am plecat și unde Dumnezeu am ajuns. Acum 11.000 de ani, eu aveam și niște imagini, dar lăsăm așa. Acum 11.000 de ani, am fost la mama la cimitir, atunci eram mai mama acolo. Lângă mormântul ei,
era un mormânt în care mama își îngropa copiii. Doamna se numea Ecaterina Limpiti și își îngropa inițial și a îngropat un băiat și o fată. Mi-am adus eu aminte că la un secund depozit am văzut niște documente privitoare la Limpiti. L-am întrebat pe tata și tata a lucrat o perioadă la muzeu și a adus materiale multe și am spus, ce-i cu Limpiti ăsta? Zice, păi a avut prăvălie lângă Cincin, acum noi știm unde e Cincin, nu da? A avut prăvălie lângă Cincin și când s-a demolat, ne-a chemat pe noi de la muzeu să luăm, să luăm hârțoagele exprimate. Și am căutat hârțoagele în depozit și am găsit un tezaur. Dincolo de chestiile contabilicește ale prăvăliei, am găsit documente, am găsit scrisori. Cine e această familie? Cea mai veche știre, în arhive n-am prea găsit, decât că Spiru Limbidi, tată familiei, avea prăvălie în 1900. Și cam atât. Și m-am apucat de săpat. Plecând de la scrisorile mamei, Ecaterina Limbidi, deci ei aveau doi copii pe front în primul război mondial, doi băieți pe front, și trei, inclusiv mama, care erau refugiați la Galați, în perioada de ocupație. Corespondența femeii, mamei, este cu cei doi băieți de pe front. Nu vreți, scrisorile sunt fenomenale. Deci, eu n-am citit în toată viața mea niște scrisori atât de bine scrise, puțin cam analfabetă din punct de vedere al scrierii. Dar modul în care se exprimă, cât de concisă este, este o minunăție. Cred că ar fi fost un literat foarte, foarte bun. Pe de altă parte, sunt scrisorile ei către copii, după ce a revenit în, să vadă cei cu prăvălia, care fusese ocupată, citesc, de jidovi, și are o imagine superbă, o imagine foarte clară asupra zonei peninsulare cu prăvălii, și în timpul ocupației. Au urmat apoi scrisorile lui Ovidiu Limbidi, personajul nostru, elev atunci la liceul, la liceul de marină către iubita sa Elena, și aveam din 1951 o autocaracterizare a sa. Și o să vă explic ce este cu ea. Problema a fost că eu m-am oprit aici pentru că nu știam ce s-a întâmplat. Oricum, tipul fusese scos din lucru. Ei, mă sună Stefiana Paștei, jurnalista noastră arhicunoscută, și îmi spune, măi, vară mea vrea să vorbească cu tine. Zic, băi, n-am timp, făceam Bogoșani. Și zice, o cheamă Limbide. Ne-am lăsat totul baltă, am pus mâna pe telefon, era nepoata lui Ovidiu Limbidi, mama ei trăiește, Limbidi și Elena au avut, Ovidiu și Elena au avut un băiat, Vasile, care era tatăl ei. Iar eu i-am spus povestea de până la 45, ea 46-47 și am mai spus în continuare. Astfel încât a fost o sagă superbă de realizat, imaginea unei familii. N-o fie cea mai importantă, dar nu doar oamenii importanți realizează lucruri bune pentru orașul nostru, pentru Dobrogea, pentru România, de oriunde în lume. Sunt și oameni mici, fiecare cu puterile lui fac ceva. Și acum îmi permiteți să vă povestesc despre Ovidiu Limbidi. S-a născut, spune el, odată cu secolul în 1901. Mă rog, ăla era 1900. În 1901 începea secolul, dar nu contează. Mai exact pe 5 martie 1900. Acum, ei la Galați, în momentul în care mama era la Constanța, deja a venit să vadă ce face cu jitorii, citesc, el trimitea scrisori la Galați, din care răiesc că Ovidiu nu-i prea plăcea școala. Asta o spune și mai târziu. Și bai spunea și îmi cer scuze că suntem într-un mediu mai așa, dar citesc, dacă nu pune mâna pe carte să învețe și să ia examenele, dracul a luat. El era elev la liceul Mircea, avem o imagine asupra perioadei, ne oferă o imagine asupra perioadei în care liceul era închis și se chinuia, se străduiau personalitățile Constanței rămase să redeschidă liceul. Și avea 16 ani când a început primul război mondial. El era cercetaș,
Dacă nu știți, vă spun eu, la Mircea Neteneculescu, directorul de atunci a liceului, a înființat cercetășia, a fost una dintre primele cercetății zdravene din țară, unde erau mai toți elevii și mai toți profesorii, inclusiv cei care absolviseră liceu și au luptat în primul război mondial, între ei și Jalea, acolo, la Mărășești, el era cel tot absolvent cercetat de la Mircea. Și a activat la Spitalul Militar Elisabeta din Galați, au fost, spuneam, refugiați în Galați și apoi la Spitalul Carol din Constanța și a primit medalii ca și cercetași. După revenirea în orașul natal, Ovidiu a început facultatea de chimie. Relațiile cu doamna Ecaterina Jumbidi, care era și bărbat și femeie în casă și a trebuit să țină hățurile, n-au fost bune. Niciunul dintre copii n-au avut relații bune cu mama lor. Ba chiar nora ei mi-a spus, avea o imagine atât de neagră, mi-a spus o femeie care a trebuit să lupte, să țină familia unită și să o apere. Și a început facultatea de chimie la București, numai că mama nu l-a ajutat cu nimic și băiatul a fost nevoit să renunțe la facultate, să vină în Constanța. Mamei nu-i convenea nici această relație a lui cu această Elena, o frumusețe a orașului. Îmi pare rău că dacă îmi dați puțin dinăuntru. Aș vrea să o puneți. Frumusețea orașului era. Crecoaică, bine, familia spune că a venit la 11 ani în Constanța, la o rudă și, mă rog, s-au cunoscut. Aia avea, lucra la o prăvălie de aur, de aurăraie, lângă prăvălia lui Limbiti și s-au îndrăgostit iremediat. Ideea este că el vine la Constanța și se înscrie la școala navală. Scrisorile către Elena sunt nemaipomenite, aflăm și cele, despre cele obiceiuri de 101 zile. Și ce năstrăvării făcea. Era un adolescent cam întârziat după mine, dar îndrăgostit iremediat. Da, aici este familia, singura poza a lui Spirul în spate și familia rămasă. Patru băieți și o fată, Ecaterina Limpiti. Doamna nu o suporta pe Elena. Avea și de ce, o să vă spun după aceea. Și efectiv este Elena. Nu i-a trimis bani în speranța că se va despărți de ea. Asta a fost și marea mea curiozitate până s-o cunosc să vorbesc cu Olimpia Limpiti, cu nepoata, dacă s-au căsătorit sau nu. Cert este că până și fratele lui Panait, căruia nora lui Ovidiu Limpiti îi spunea comunistul, o reclamă pe Elena că este spioană, tipa știa foarte bine germana și a și stat pe calea plenei, a rămăsese la București puțin la veci. Și asta explică și relațiile dintre cei doi frați. Spuneam că au avut un băiat pe Vasile, născut în 1938 la Constanța. Acum el n-avea voie, Ovidiu Limpiti n-avea voie să se căsătorească fiind în armată și trebuia să aibă aprobare, pentru că domnișoara n-avea dotă, dar recunoaște băiatul și după terminarea școlii navale, a absolvit școala de aplicație și școala politehnică. Eu nu o să vă spun toată ascensiunea lui, că i-am luat dosarul de la Pitești, dar era un ofițer din ce în ce mai bine apreciat. Aici este la Cetatea Albă în timpul războiului. Eu am descoperit că acest Ovidiu, care scria cu greșeli, inclusiv când era la liceul de marină, a fost șeful serviciului hidrografic și șeful secției hidrografice numărul 1, de pe lângă comandamentul litoralului maritim. Era numit și la profesor în 1940 și la secția de marină comercială, fluvială, hidrografică și regimul Dunării. A primit o groază de medalii. Se căsătorește în 1942 cu aprobarea lui Gafencu cu Elena. Și în timpul războiului, vreau să spun că a fost foarte activ făcând treburi pe hidrografie. În 1944 era capitanul comandor.
Cum spunea și doamna, a fost reprezentant al României în Comisia Mixtă Româno-Sovietică pentru delimitarea granițelor pe Prut Dunăre și Marea Neagră, avându-i ca și colegi, au luptat umăr la umăr, pe Constantin Copaciu și pe capitanul Ion Gheorghe. El s-a ocupat de sectorul Dunării de Jos, zona Val de Brațu, Chilia și așa mai departe. De pe această poziție, ca și Copaciu, dar el a fost cel care a spus-o în față, s-au opus cedării insulei șerpilor. A spus așa ceva, nu se semnează. Mai mult decât atât, după acest episod și după numeroase insistențe, reușește să obțină un document, este proces verbal, este drept fără semnătură, de la reprezentanții sovietici cu obiectele și documentele ridicate de aliați de la Domnești. Cert este că în frunte cu el, este mământul de la București, în frunte cu el toată delegația refuză semnarea. Și mai puțin de două luni a fost atașat la Institutul Geografic Militar, a fost retrecut în rezervă pe 15 decembrie 1948, dar concentrat în februarie 49 la dispoziția Ministerului Apărării Naționale. Și acum încep și care. I-au găsit probleme medicale ca să poată să-l scoată de tot. Și spuneau în foaia profesională, este împiedicat de vederea slabă, de organismul obosit, era apreciat în cultura sa politică și socială în formare, citește la întâmplare și puțin, nu pune în practică cele citite, nu este încadrat în ideologia democrației populare, nu este preocupat de evenimentele politice, nu are activitate socială, nu a depus muncă în vederea pregătirii oamenilor în privința educației lor cetățene și politice. Deci vedem care au fost cauzele de fapt. Nu era membru al UDM-ul de CPCR, nu urmase școlile politice și deranjase foarte mult în privința tratativelor și în legătură cu acel proces verbal și insistențele sale. De altfel, în 1951, într-o autobiografie, Ovidiu Lipidi declara: nu cunosc motivul pentru care am fost trecut în rezervă, deși funcționam într-o misiune în care nu aș fi fost trimis dacă nu inspiram încrederea necesară. Deși trecut în rezervă, totuși am fost menținut concentrat până la terminarea misiunei, iar ulterior trimis într-o altă misiune specială secretă în URSS. Activitatea mea în carieră a fost mărginită de la serviciu acasă. Nu am avut relațiuni decât în cadrul strict al serviciului. Nu am avut prieteni și niciunde afară de frați și osori. În acel moment, deși dat afară pe ușa din dos, Ovidiu spera încă că va fi făcut amirat. E, n-a fost făcut amirat, ba mai mult. În august 1951 a fost somat ca în 24 de ore să își facă bagajele, a fost urcat în bovagon cu Elena și copilul și deportat la casă. Aici, marele hidrograf a lucrat la drumuri, la muncitor, la drumuri. În timp ce Elena, că povesteam despre ea, era singura femeie care nu avea de lucru și îi plăcea foarte mult luxul. El îi făcea toate voile și nu a lucrat niciodată, știa germana foarte bine, european, turcești, ar fi putut să facă ceva. Lui Vasile, adică copilului, nu i s-a permis în primul an de deportare să facă școala la Bicaz. A urmat intervenții, a făcut până la urmă Petru Rareș din Piatra Neamț, iar în februarie 1954 a fost lăsat să plece acasă, doar că au rămas ca să termine copilul liceu. După venirea din Bicaz, lui Ovidiu i-a fost foarte rușine să vină în Constanța. Fapt pentru care s-a stabilit și și-a construit o casă pe pământul pe care îl cumpărase în Polentina 400 de metri înainte de război și între timp a stat în chirie la Mogoșaia. Erau săraci și nu aveau mutație și se ascundau de miliție. În acest timp, Ovidiu a muncit ca și muncitor tipograf la București, pleca ades prin țară. Și povestește Copaciu despre moartea lui
pe 13 iulie 1966, a fost înmormântat într-un pitoresc cimitir, Sfânta Vine, de fapt, lângă o gara Bucureștiului, pentru că ca să audă ciripitul vrăbilor în timp celebra poezia lui Topârceanu, care îl anunțau că a trecut accelerat. Era o fire blândă, caldă, iubind discret, dar cu multă dragoste, marea pe care pe malurile căruia se născuse, început, modest, cu mult umor, iubitor de țară, a cărui istorie înfermeca. După moartea lui, Elena a beneficiat normal de pensia de urmaș, și a muncit niciodată. Și să știți, grecoaica a interzis să se vorbească în familie limba greacă. Deci erau toți greci. Și îmi povestea mama Olimpiei că ultimile ei cuvinte pe patul de moarte au fost în grecește și nimeni n-a înțeles nimic. Vedeți, dumneavoastră, sunt patrioți care își apără țara. Mulți, mă rog, au fost mai ales, acum mai răuți că mai răuți. Sunt patrioți care își apără țara și care o fac din convingere. Și rezultatul este acesta. Schimbarea unui regim șterge și condamnă tot ceea ce s-a făcut bine înainte. Sunt personalități mari, dar sunt și personalități mici pe care noi, din păcate, nu le cunoaștem. Eu încerc să scot la iveală și documente și să fac o sagă, cum am făcut la Limbidi, și despre oamenii mari și despre mocanii veniți în transumanță și stabiliți aici din Transilvania și despre basarabeni. Avem nevoie însă și de surse orale. Pentru că știți, oamenii mor și odată cu ei se duce și memoria. Și este nedrept. Să spune despre un om că moare atunci când nu mai e pomenit. Eu zic să-i scoatem din uitare. Eu vă mulțumesc foarte mult. Îmi cer scuze, dar n-am avut timp să pregătesc un material despre un preot martir, că până la urmă astea sunt. Dar întotdeauna când vin, o să fie materiale inedite și să mai aflăm câte ceva din istoria noastră. Vă mulțumesc foarte mult! Sunt deosebit de bucuros să fiu alături astăzi de Ingeni Tecuci, în locul de naștere al Alexandru Ionescu, membru marcant al Rugului Aprins, și prin aceasta un esențial al epocii pe care o discutăm, analizăm în aceste zile, o comemorăm, pentru că perioada comunistă a însemnat un patrimoniu uriaș de suferință, dar în același timp de sfințenii și de înțelepciune. Prezentarea mea se cheamă Prezența lui Alexandru Ionescu în Patericul Rugului Aprins. Nu este o îndrăzneală să vorbesc despre Patericul Rugului Aprins, pentru că încă din viață, în viața acestor membri care se întâlneau la timp și după aia la alte biserici și alte mănăstiri, vedem o lucrare duhovnicească deosebită ca în celelalte paterice din istoria bisericii. Și în această prezentare sunt încurajat de lucrarea Părintea și Mandicii Anunție Bălan, care vorbește în patericul său foarte mult despre membrii Rugului Aprins. Așa încât astăzi vreau să vă spun câteva cuvinte ce înseamnă prezența care se subînțelege ca participare și ca înmoinire duhovnicească a unui intelectual deosebit născut aici la Tecuci și care a marcat prin felul lui de a fi această deosebită lucrare a Rugului Aprins. În 1945 îl vedem pe Ierosimonatul Daniel, care astăzi este pomenit
întemeiază, foarte frumos spune părintele Alichie Bălan, un așezământ de înnoire hierocalică la mănăstirea lui, unde s-au adunat numeroși teologi, scriitori, rugări și viitori de Hristos. E o lucrare întregită aici, vedem o prezență nevăzută a binecuvântării ierarhului, care pleacă de acolo, de la cel nouț. Vedem lucrarea monahilor și lucrarea mireilor, care împreună alcătuiesc cele trei stări ale bisericii. Și îl vedem și pe Alexandru Mironescu, care vine în această frumoasă mișcare duhovnicească, cu, deja cu o pregătire deosebită, vorbind despre el ca despre un polimat. Era un om care avea două licențe, studia fizică, chimie și filozofie, și deja în 1945 avea și două doctorate. Pentru dumneavoastră am pus aici în partea stângă coperta tezei de doctorat de la Sorbona, poate în premieră în Universitatea din România. Am avut bucuria să primesc această teză din Franța. La mijloc putem observa diploma de doctorat deosebită, o diplomă pentru care am și fost invitat să rămână la catedră pentru prestanța lui deosebită de om de știință, iar în partea dreaptă un document deosebit rar, în care mi se spune că Alexandru Mironescu și-a făcut doctorat în filozofie, în 2 ani la Iași, sub marea lui Ion Petrovici, celălalt mare petrician și mare specialist în politică și filozofie, și că a terminat acest doctorat la București în 1945. Deci când vine Alexandru Mironescu, nu vine ca un tânăr, ca mulți dintre tinerii care au venit la Rândul Aprins, care erau studenți sau care urmau să facă o facultate, ci vine ca un om plin, intelectual, avea lucrări nenumărate scrise și putem aici, înainte de lucrarea lui Aprins, îl vedem deja romancier, două romane deosebite, Oamenii Inimului și Destrămare. Îl vedem savant, cu spiritul științific și cu intrarea lui în Academia Oamenilor de Știință în 1935. Îl vedem profesor angajat și responsabil, dorind să participe la reforma învățământului. Îl vedem un filozof al științei în limitele cunoașterii științifice. Dar în aceeași perioadă îl vedem și jurnalist. A scris peste 500 de articole. Între 36 și 45 a fost conferențiar la radio, multe conferințe de realizare a științei, am zice astăzi. Din acea perioadă, ca să ne facem o imagine a gândirilor Alexandru Mironescu și ca să înțelegem parcursul lui duhovnicesc, am selectat câteva cuvinte din cărțile mai sus menționate. Iată, zice, nu este un adevăr mai profund, mai mare decât suferința oamenii nimănui, când descrie viața unui tânăr. Apoi zice că rugăciunea posedă virtuți de netăgăduit, care n-a fost până acum, până în momentul prezent, cercetat. Când zice aceasta în articolul Puterea de Vindecare a Rugăciunii, Alexandru Mironescu se referă la abordarea științifică a rugăciunii, pentru că el, fiind încă un om de știință, atașat de ideea de îmbunătățire a lumii știință, îl vedem că e gata să atace această problemă subtilă a rugăciunii prin intermediul științei. Apoi un cuvânt care ne pune pe gânduri din 1940, progresul tehnic, cu întreg cortegiul de consecințe, nu este străin de acest proces de îndumnezeirea oamenilor. Acest text din 1940 este un text mai înainte de mișcarea transumanistă și pe mine m-a bucurat această înainte vedere a lui Alexandru Mironescu, care se împlinește în zilele acestea și doar în generațiile următoare. În fine, cercetarea științifică, zice el în teza lui de doctorat în filozofie, nu exclude și o altă ordine de realități. Ordinea duhovnicească, spirituală, din potrivă, o întâlnește și o evidențiază necontenit. Iată câteva gânduri de dinainte de lucrarea din Polonez. Se întâmplă după. În timpul lui Aprins, bineînțeles că se întâlneau la timp, cum știm foarte bine lucrurile acestea. Și totuși, Alexandru Mironescu insistă acum nu pe cărți, nu prin cunoașterea care vine prin cărți, ci prin cunoașterea care vine prin oameni. Între acestea, în mod deosebit, părintele Daniel, părintele Agaton atunci, dar în mod special părintele Ioan, despre care zice, părintele Ioan a fost acela care m-a luat de mână
și ne-a arătat cum arată părintele fiului său, iată, aceasta este calea care duce la inima ta. Și apoi Alexandru Ionescu, în singurătate, scrie, calea rugăciunii inimii este o lucrare creatoare, un foarte frumos concept, anevoioasă, sau descoperire, dacă nu concept, prin care să te întâlnești în chip viu cu omenia ta, cu icoana profundă a omului care ești și pentru care ai întrupat-o de plin Hristos. Acestea erau urmare, pe lângă multe altele, gândurile de Alexandru Ionescu în timpul Uriatis. De asemenea, în perioada aceea, până la arestare, au avut și anumite experiențe, pentru că această prezență a lui la Rua Aprins trebuie înțeleasă ca o sumă de experiențe analogice, de experiențe măritoare, logice, între aceste experiențe și experiența icoanei Rua Aprins. Sunt trei mărturii, de fapt, în realitate sunt mult mai multe, dar vedem aici, pe părintele, vedem pe părintele Anichie Bălan, cum povestește, relatează episodul din 47, când părintele Cleopa se afla în casa lui, și cum icoana dansează pe perete, în mod tainic și cântă cântare de harpă câteva minute. Apoi îl vedem pe Paul Sterian, cum într-o poezie frumoasă, cântec de veselie, povestește ca poetul cum icoana respectivă i-a îngrujit pe toți care o priveau și care au început dintr-o dată să se rog. Dar această lucrare a icoanei a fost, cum să vă spun, nu izolată, ci prezentă în multe situații din viața lor. Zice Mironescu, în jurnala noapte, după două zile de tăcere, a cântat icoana, era o jumătate noaptea, mult și cu putere. Ce lucruri va fi anunțând? Dacă suntem în anul 1967, suntem după eliberarea lui Mironescu din pușcărie, îl spune în jurnal, la un moment dat, icoana a cântat și înainte de a veni din acasă, Iub și Șerban. Deci momentele acestea tainice, care icoana cântă, Herubinia, Anghelii, toate puterele, se deschide cerul ca să Alexandru Ionescu. Și nu fără un rost, ci pentru că icoana este de fapt vestire în multe situații din viață, când ei trebuiau să se pregătească de o mare încercare, icoana a cântat. Din câte știu, sunt mărturii și astăzi că oameni care au icoana aceasta în casă au trecut prin experiențe asemănătoare. Și nu pentru a povesti că au trecut prin experiențele acestea, ci pentru a fi la rândul lor avertizați înainte de nenecazuri și de tot felul de întâmplări care pot surveni viața prin creștini, încercări în special. Vine anul 1958 și știm că rugul aprins este pus sub o propriu securității. Cum îl vedem pe Alexandru Ionescu aici? Îl vedem la tribunal, după perioada dură de tortură și anchetă și îl vedem ca pe un, adevărat mucenic creștin, zice, ne lucrăm pentru voi. Aici vorbește cu cei care l-au judecat și l-au des, cum să vă spun, dezumanizat în ce au făcut. Vă iertăm pentru voi ca Sfântul Arhidiacon Ștefan, Doamne, nu le scotilor păcatul acesta. Și vedem mai sus ce spune cu mult curaj la momentul judecății. Și după ce a ieșit, doamna Olga Sandu, o apropiată de familie mai târziu, l-a întrebat cum a trecut peste această perioadă, dacă poartă vreun resentiment și a spus că îi depăd pe oamenii aceia pentru că în ultima lor aveau să din răul. Și așa a ieșit Alexandru Ionescu și a intrat în perioada pe care o putem numi pregătirea pentru veșnicie, anii 63-73. Știm foarte bine că a fost greu pentru toți cei de rugul aprins să se mai întâlnească, au fost urmăriți, au fost despărțiți prin tot felul de tehnici ale securității. Dar iată că Alexandru Ionescu în perioada asta devine un tot din camera rugului aprins, prin două lucruri extraordinare, floarea de foc, prin care el nu dorește să rescrie istoria vieții din pușcărie, ci vrea să înscrie rugul aprins în lucrarea mântuitoare a neamului românesc. Este o interpretare care trebuie văzută în această carte și nu altfel. Seriile singurătății lucrare despre ce se întâmplă cu omul când este torturat în închisoare și de gândul diavolesc al desfătării. În fine, vedem ca martor al prezenței lui Dumnezeu în istorie, îl vedem ca mărturisitor al experienței din Tocalici. Și pentru că am vorbit despre un patriarh, Rugul Aprins,
Dați-mi voie să selectez câteva apoftegme, câteva vorbe frumoase și sunt mii de astfel de vorbe cărțile lui. Nu poate fi învățătorul unde nu funcționează încrederea, zice el. Actul de credință e lucrul personal al vieții și libertății interioare. Geniul e o categorie profană, Sfântul e o categorie sacră. Sfânta Împărtășanie e hrana care trebuie să ascunde de mamea profundă. Și în fine, sunt fii adevărația lui Dumnezeu, aici e taina creștinismului, zice Leonescu, taina Sfinților creștini ortodoși. Pentru că suntem la Constanța și pentru că organizăm acolo, în acest frumos oraș pe care Leonescu l-avea în inimă, am selectat pentru dumneavoastră trei scurte citate din jurnalul său. Prelea la Constanța ca să se întremeze după anii de închisoare și spune că adevărata dictată de Gheorghe Popescu, unde bătut aproape fiecare zi, este o sărbătoare și o bucurie a culorii. Recent am trecut pe acolo și am simțit același lucru. Și pașii lui Mironescu și bucuria despre care vorbești. Am venit, zice, în altă parte, în alt an, la Constanța pentru a începe realizarea cărții Valea lui Lăsa, o lucrare deosebită și unică în literatura română. Și vine, în 69, zice, anul acesta am gustat mai mult la Mamaia. Avea nevoie de soare, de vitamina B, de refacere, pentru că începeau anii grei cu boala și cu chinul. Când, zice el, după ce stăteam acolo atâtea ore la Mamaia, ne reîntorceam și făceam zilnic pelerinajul la Ionescu. Dar e cunoscut de momentele în care Alexandru Ionescu se oprește la statuia lui Ionescu, Ionescu patron, care privea mare, care de fapt simbolizează și marea încercărilor și marea istoriei. La final, vă mulțumesc foarte mult pentru atenția și să închei tot cu un gând de Alexandru Ionescu, care sintetizează prezența lui în locul aprins. Tot ce facem, zice el, văzut și nevăzut, poartă amprenta noastră spirituală. Tot ce faceți dumneavoastră acum, văzut și nevăzut, poartă amprenta spirituală a locul aprins, care arde în fiecare dintre cei care participă la astfel de întâlnire. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și sper că prezentarea s-a văzut și mesajul meu s-a auzit. Mulțumesc mult! E puțin ieșit. E puțin ieșit. O să revină. Da. Bun. Prin urmare, îl voi invita pe părintele dr. Vlad Maxim, colegul nostru în cadrul Universității Ovidiu din Constanța, care ne prezintă legislația antibisericească a statului sovietic rus și cea a statului comunist român, cu repercusiuni asupra monahismului, o privire comparativă. Da, vă mulțumesc pentru oportunitatea de a fi astăzi implicat în această susținere în conferința dedicată rememorării a ceea ce s-a întâmplat în mișcarea Rugului Aprins. Vă mulțumesc că v-ați gândit la mine, așa cum faceți de obicei. Și m-am gândit să abordez un subiect care aparent pare mai steril din punct de vedere duhovnicesc, dar care, aprofundat fiind, are reverberații destul de importante asupra înțelegerii evoluției raporturilor dintre regimul comunist, atât din Rusia, cât și din România, asupra felului în care viața bisericii a evoluat în secolul 20. Nu voi insista asupra decretului pe care statul român l-a legiferat împotriva monahismului, pentru că este destul de cunoscut, este vorba de decretul 410
din 1959, s-a scris, s-a vorbit despre decret, despre consecințele lui asupra organizării vieții bisericești și mai ales a vieții monahale în spațiul românesc. Însă vreau să vă expun ce s-a întâmplat în relația dintre statul bolșevic și Biserica Ortodoxă Rusă imediat după Revoluția din octombrie, care a avut loc în noiembrie, da? Din cauza diferenței de calendar, în statul rus și în Biserica Ortodoxă Rusă, pentru că dacă vom înțelege ce s-a întâmplat acolo, vom înțelege ce se va întâmpla sau ce s-a întâmplat după 1959, după 40 de ani în țara noastră. În primii ani după venirea bolșevicilor la putere, în 1917, politica lor religioasă și-a schimbat direcția de mai multe ori. Dorința de a pune capăt, în primul rând, Bisericii Ortodoxe Ruse, la momentul Revoluției, ca organizație religioasă dominantă în țară, a rămas persistentă sau a persistat. Pentru a atinge acest scop, bolșevicii au încercat, printre altele, să folosească și alte confesiuni religioase. Cu toate acestea, în general, politica religioasă a vizat în mod constant eradicarea religiei ca fiind incompatibilă cu ideologia marxistă. Neomarxismul de astăzi, care își face loc în societate, promovează sub altă formă aceeași ideologie. De aceea conferința de astăzi este importantă pentru înțelegerea fenomenelor contemporane care se derulează sub ochii noștri. Adică nimic nu este nou. Cele vechi revin în actualitate în alte haine sau într-un alt ambalaj. De aceea trebuie să știți aceste lucruri. Pe de o parte, o serie de acte legislative adoptate imediat după Revoluția din octombrie corespundeau modelului unui stat european laic. Adică, aparent, ceea ce se întâmpla în Rusia se înscria în demersul mai larg al laicității europene. Astfel, Declarația Drepturilor Popoarelor din Rusia prevedea abolirea tuturor privilegiilor și restricțiilor naționale și național-religioase. Această normă a fost ulterior consacrată în prima Constituție Sovietică din 1918. În același timp a fost legalizată, imediat, da, și instituția căsătoriei civile sau nebisericești, iar biserica a fost separată de școală. Deci imediat statul bolșevic a operat niște mutații în societatea rusă, în cadrul instituțiilor și a raporturilor dintre statul rus și biserică, în plan legislativ. Pe de altă parte, de la bun început, bolșevicii nu și-au ascuns atitudinea ostilă față de religie în general și față de Biserica Ortodoxă în special. În articolul 65 din Constituția din 1918, bazată pe principiul împărțirii societății în clase apropiate și străine sau îndepărtate, călugării și clerul bisericilor și toate cultele, da, au fost lipsiți de dreptul de vot. Istoricul Vladislav Țipin scrie: Biserica Ortodoxă a fost separată de stat, dar în același timp nu a primit drepturile unei societăți religioase private. Diferența fundamentală dintre legislația sovietică cu privire la culte și regimul juridic al separării bisericii în stat, al separării bisericii de stat, precum în Statele Unite sau Franța, consta și era subliniată în ultimele paragrafe ale decretului, în care se spunea: nicio biserică și nicio societate religioasă nu are dreptul de a deține proprietate. Acestea nu au dreptul de a fi considerate
persoană juridică. Toate proprietățile bisericilor și societăților religioase existente în Rusia sunt declarate proprietate națională, adică a avut loc procesul de naționalizare. Este un proces care nu s-a întâmplat pentru prima dată doar în Rusia. Este un proces cumva care își are originile în spațiul european, procesul de secularizare, de secularizare a averilor mănăstirești, a averilor bisericești, prezent în Rusia în timpul lui Petru cel Mare, în timpul Ecaterinei cea Mare, adică regimul bolșevic a preluat niște modele existente. La noi a existat procesul de secularizare a averilor mănăstirești în timpul domniei lui Cuza. Dar acolo pământul românesc era închinat la muntele Athos. Da. Și atunci era foarte mult pământ. E adevărat. Fără, dacă țineam așa. E adevărat. Dar aceste procese au existat de-a lungul istoriei. Și fenomenul, adică nu aparține doar statului comunist, statului bolșevic, chiar și, iată, conducătorii ortodoxi au fost persoane, da, au fost dintre cei care au procedat în mod similar bolșevicilor. De aceea, niciodată biserica nu a fost ocolită de primejdia de a fi persecutată, de a fi marginalizată de către cei care conduc statul, indiferent că erau credincioși sau necredincioși. Puterea nu are culoare politică, ca să spun așa, sau culoare religioasă. În același timp, la început, Lenin, în ciuda politicii de combatere a prejudecăților religioase, a dat periodic instrucțiuni împotriva insultării sentimentelor credincioșilor. Vorbind la primul congres al femeilor muncitoare din întreaga Rusie, din 19 noiembrie 1918, el a remarcat, trebuie să luptăm cu maximă atenție, da, împotriva prejudecăților religioase. Cei care au fost insulte la adresa sentimentelor religioase în această luptă fac foarte mult rău. De fapt, era doar o mască pe care o folosea la început pentru a nu crea revoltă, pentru a nu crea tensiuni sociale în societatea rusă. Potrivit istoricului Dimitrie Postelovski, inițial Lenin, fiind captiv al ideilor marxiste, potrivit cărora religia nu este altceva decât o suprastructură pe o anumită bază materială, acesta spera să înlăture Biserica Ortodoxă Rusă prin pur și simplu, printr-un act pur și simplu de confiscare, da, și de naționalizare a proprietăților. Bolșevicii nu au acceptat. A existat o reacție imediată a sinodului local al Bisericii Ortodoxe Ruse din 2 decembrie 1917. Și sinodul Bisericii Ruse, care adoptase cumva un nou statut. Biserica Ortodoxă Rusă trecuse prin niște momente destul de dificile. Patriarhatul fusese abolit la un moment dat. Sinodul era condus de un reprezentant al țarului numit Oberprocuror. Și conducerea bisericii se inspira, sau modul de organizare a ierarhiei bisericii se inspira din modelul țărilor nordice, din modelul de organizare al bisericii protestante din Danemarca, Suedia, Norvegia. De-abia în 1917, da, după abdicarea țarului și în timpul Revoluției Bolșevice, Biserica Ortodoxă Rusă a restaurat patriarhatul. Deci primul patriarh de după această perioadă a fost patriarhul Tihon, care a trebuit să facă față noilor realități
politice și istorice a coabitării, ale coabitării bisericii cu statul bolșevic. Și atunci s-au luat niște măsuri. Biserica Ortodoxă Rusă a încercat să statuieze în statutul juridic reformat faptul că ea are un rol istoric și beneficiază de anumite privilegii în raport cu celelalte confesiuni creștine. Și a adus la cunoștința statului rus aceste hotărâri ale sinodului local, doar că statul rus nu a vrut să țină cont de ceea ce Biserica Ortodoxă Rusă îi propunea pentru a fi legiferat. La scurt timp, după pronunțarea hotărârii sinodului local, da, din 2 decembrie 1917, bolșevici au adoptat decretul privind separarea bisericii de stat și a școlii de biserică, 23 ianuarie și 5 februarie 1918, care a consolidat caracterul laic al statului. În același timp, acest decret a privat organizațiile religioase de personalitate juridică și de dreptul de proprietate. Toate clădirile care aparțineau anterior organizațiilor religioase au devenit proprietatea statului, iar din acel moment organizațiile însele au început să le folosească pe bază de închiriere. Astfel, organizațiile religioase și-au pierdut independența juridică și economică, iar statul a primit o pârghie puternică pentru a pune presiune asupra lor. Statul rus nu s-a oprit doar la acest aspect, ci a demarat o campanie de deschidere a relicvelor, de confiscare și lichidare a acestora, desfășurată între anii 1918 până spre anii 1930. Adică ce a început să facă? A încercat să arate că moaștele, ne întoarcem la abordăm o altă problemă care e foarte prezentă în discuțiile din spațiu public în România. Din nefericire, unii comunicatorii ai Bisericii Ortodoxe Ruse pre-revoluționare au făcut greșeala să nu fie foarte preciși în exprimare. Și au afirmat faptul că toate relicvele, toate sfintele moaște sunt nestricăcioase. Adică toate trupurile sfinților sunt integrale, sunt integrale și nu se descompun. Din nefericire, acest lucru a provocat un adevărat scandal în perioada aceasta de după Revoluția Bolșevică, pentru că statul rus a vrut să arate că Biserica Ortodoxă Rusă și mai ales mănăstirile utilizează minciuni și că moaștele sunt niște falsuri și că trupurile nestricate nu sunt chiar nestricate, ci sunt de fapt corpuri care au fost descompuse sau doar oase în sine, fără ca să fie acoperite de carnea sfinților rămasă intactă. Și a existat un adevărat proces de analizare a acestor sfinte moaște. Au fost deschise raclele multor sfinți, vreo 63 la număr au fost analizate în laborator și acest proces a pornit de la mănăstirea Sfântului Alexandru din Zvir, un sfânt a căror moaște sunt chiar întregi, pot fi și astăzi venerate și despre care propaganda bolșevică au spus că sunt confecționate din ceară. Și toată lumea a început să creadă că moaștele sfinților nu sunt autentice, ci sunt confecționate din diverse materiale.
peste această minciună s-a suprapus și faptul că anchetatorii, împreună cu reprezentanții poporului și cu autoritățile bisericești, au constatat că nu toate relicvele sunt intacte, sunt integrale, că nu toți sfinții au moaște incoruptibile, da? Moaște întregi, și că multe dintre aceste moaște sunt oase care au aparținut, relicve, da? Care au aparținut sfinților cu viață bineplăcută lui Dumnezeu, dar fără să se bucure de incoruptibilitate. Nu e nicio problemă din acest punct de vedere să nu uităm că moaștele multor sfinți care n-au rămas intacte, vezi cazul Sfântului Nectarie, da? Un sfânt contemporan, care a dorit ca trupul lui să se descompună, deși inițial după 7 ani sau 14 ani, când a fost descoperit prima dată mormântul, s-a constatat că este neatins, că este întreg. Moaștele sfinților, chiar dacă nu sunt incoruptibile, au această putere harică de a fi vindecătoare sau făcătoare de minuni. De altfel, cuvântul moaște vine de la rusescul sau slavonescul moșii, care înseamnă oase. Deci, etimologic, asta înseamnă. Din cauza faptului că, la un moment dat, cum spuneam, unii din comunicatorii ai bisericii au spus că sunt incoruptibile, statul rus a demonstrat că Biserica Ortodoxă Rusă minte. Și că, uite, sunt bucăți, nu sunt toate, nu aparțin unor sfinți sau sunt străine, sau nu au aparținut, nu sunt întregi, și biserica minte. Această campanie a făcut ca unele dintre relicve să fie expuse în cadrul unor muzee, numite muzee ale ateismului, da? Și din fericire pentru noi, din nefericire pentru structurile de putere ale vremii, la un moment dat, în acele muzee se creau adevărate pelerinaje. Oamenii, echipurile veneau să le vadă pentru studiu, da? Abordând științific, dar de fapt veneau să se închine și să făceau rugăciuni în preajma sau în prezența acestor sfinte moaște. Apoi a mai existat o altă campanie desfășurată de statul rus, tot începând cu 1922, campania de sechestrare, da, bunurilor bisericești, de spoliere, aș putea spune, a obiectelor sfinte. Practic, statul rus s-a pretat la un sacrilegiu și a confiscat toate obiectele sfinte care aparțineau bisericilor și care erau prezente, da, în biserică ca donații din partea credincioșilor. Toată argintăria, toată îmbrăcămintea icoanelor din argint sau din alte materiale, veșmintele sfinte, chiar și sfintele vase, potirul și discul, au fost confiscate pentru a ajutora populația aflată în foamete. Biserica, în același timp, a inițiat și o colectă susținută de Patriarhul Tihon și a donat statului rus vreo 9 milioane de ruble de aur pentru a ajuta populația săracă și înfometată, datorită, evident, revoluției bolșevice și războiului intern care avea, războiului civil care se amplificase în acea perioadă. Să nu uităm că împotriva bisericii, care acție la abuzurile statului, s-au ridicat ierarhi, s-au ridicat preoți, s-au ridicat călugări și chiar credincioși care au apărat bisericile și bunurile lor cu prețul vieții. Statul rus a inițiat multe procese, a chemat în judecată ierarhi și preoți
pe care i-a condamnat, pe unii dintre ei condamnându-i la moarte sau la muncă silnică. Primul ierarh omorât a fost mitropolitul Vladimir al Chievului în 1918, iar primul ierarh supus unei judecăți, da, publice și care a fost condamnat la moarte a fost mitropolitul Veniamin de Petrograd sau de Sankt Petersburg, care împreună cu un lot de clerici a fost, au fost executați prin împușcare. Deși statul rus a încercat să rezolve chipurile problema hranei, da, populației, s-a dovedit că, de fapt, statul rus, statul bolșevic rus, a fost un stat, sau era un stat criminal, pentru că în Ucraina a declanșat ceea ce este cunoscut în istorie sub numele de Holodomor, prin anii 20-30, când, datorită rechiziționării cerealelor și a confiscării cerealelor din Ucraina, pentru ca statul sovietic să-și plătească datoriile, populația în număr de 6 milioane de ucraineni a fost condamnată la moarte. 6 milioane de oameni au murit prin înfometare și pentru acest lucru a fost găsită vinovată parțial și biserica, care n-a făcut tot posibilul ca acest lucru să se petreacă. Adică biserica și așa era lovită din toate părțile, de-abia rezista la toate atacurile. Bisericile și mănăstirile au început să fie demolate, închise, clerul să fie exilat, să fie împușcat, condamnat la moarte sub diverse forme și de fiecare dată, în orice context, biserica a fost găsită ca fiind vinovată. Nu este o noutate, o să observați și în peisajul nostru politic, ori de câte ori ceva nu merge în stat, este atacată biserica spășitor. Vă mulțumesc! Lucrurile sunt importante de le voi structura bine în studiu pe care va fi publicat. Mulțumim, Părintele Profesor, pentru atât de frumoasă și prea prezentare. În continuare, am marea bucurie de a-l invita pe Părintele Profesor Universitar Dr. Nechita Pelucan, omul care a pus piatra de temelie la fondarea Facultății de Teologie din cadrul Universității Ovidius din Constanța. N-am să obosesc niciodată să spun, cel care mi-a călăuzit pașii, prima mea teză de doctorat în teologie, l-a avut coordonator pe nimeni altul decât pe Părintele Profesor Universitar Dr. Nechita Lucan. Ascultători și răbdători în ascultare. Mulțumesc înainte de toate celor care au organizat această conferință, care este un memento, o aducere aminte a ceea ce a însemnat prigoană comunistă asupra ideologiei creștine în România. Studiul meu se intitulează Rezistența creștină în fața avatarurilor ideologiei comuniste din România. Și vreau să surprind ca istoric câteva secvențe din această rezistență, să enumer câteva personalități care au dat tributul de sânge, de suferință și chiar de viață pentru
a rezista în fața ideologiei comuniste. A fost o perioadă de furt. Toată gama de prigoane și suferințe dezlănțuite de diabolic de regimul ateu împotriva bisericii strămoșești în perioada anilor săi de dominație, 1945-1989. Însă de-a lungul acestui calvar, biserica nu numai că a dăinuit, ci a și învins. Furtuna prigoanelor nu a alterat și nici nu a afectat ființa și structura teatrică a bisericii, ci dimpotrivă a întărit-o și a călit-o în adevărata credință străbună ca aurul lămurit în foc. Această realitate a confirmat-o pe deplin istoria primelor veacuri creștine prin exemplul miilor de martiri care l-au mărturisit pe Hristos, sfidând moartea și jertfindu-și viața pentru triumful adevărului Evangheliei. Așa cum primii creștini au înfruntat prigoana păgânilor pășind de la chinul cu fruntea senină și pieptul deschis, tot astfel și atleții credinței acestui popor născut creștin nu s-au intimidat și nici nu s-au înfricoșat de amenințările, chinurile și tehnicile la care i-au supus călăii comuniști și au stat neclintiți pe temelia adevărului care este Iisus Hristos. 1 Corinteni 3:11. Un exemplu edificator îmi dă părintele Arsenie Papacioc de la Pechipiol, care spunea: ne-au cerut lepădări de Hristos și de Sfinții Lui și nu ne-am lepădat, ferească Dumnezeu. O cât de mică amăgire nu am făcut, măcar că știam că au cerut aceste lepădări în sistem și sistematic. Închei citatul. Iată unde a fost biserica în timpul dictaturii ateiei. O temniță în umilință, în noi ani de suferință, nu în lașitate și disperare, ci în spirit de jertfă, de curaj și optimism spiritual care dă forță și tărie convingerii că, citesc, toți care voiesc să trăiască cu cerul prin Hristos Iisus vor fi prigoniți. 2 Timotei 3:12. Biserica neamului, prin rezistența și opoziția sa eroică, plătită cu prețul sângelui și a jertfelor depuse pe altarul credinței și al miilor și sutelor de preoți monahi credincioși, care nu s-au sfiit și nu s-au lăsat timorați în fața persecuțiilor și schingiuirilor cumplite ale gulagului comunist, l-a propovăduit pe Hristos cu îndrăzneală, fiind gata oricând să sufere pentru el. Dăm câteva nume de personalități bisericești care au pătimit pentru Hristos. Teologi de marcă, preoți care au trăit cu vocație, monahi îmbunătățiți și ierarhi incomozi și refractari regimului, erau stâlpii de granit care susțineau unitatea credinței, a învățăturii și a vieții duhovnicești. Dintre toți aceștia ne referim la câțiva care au avut o personalitate mai proeminentă. Preotul profesor Constantin Daleviu, preotul Constantin Sârbu, preotul Dimitrie Bejan, preotul Alexandru Mazilu, arhimandritul Nina Dobzeu, părintele Calciu Dumitrească, ieromonahul Ioan Iovan de la Vladimire și alții. Părintele profesor Galeriu, întrebat fiind într-un interviu de ce a fost deportat de comuniști la canal, la muncă silenică,
Sfinția s-a răspuns că a suportat aceste privațiuni pentru simplul fapt că ținea cateheză duminica după amiază, la care participau foarte multă lume. Părintele Constantin Sârbu de la Biserica Sapienței din Capitală a fost o icoană vie a slujirii preoțesc și apostolatului creștin. O dramă asemănătoare s-a petrecut și cu părintele Alexandru Mazilu din comuna Tofteanu, județul Bacău. Soția sa și copiii și toți contemporanii săi care l-au cunoscut în mod direct recunosc acest preot de ispravă, a suferit vreme îndelungată fără să fie avut nicio vină. Profesorul de limbă și literatură română, Sivoglo Neculae, care a fost martor ocular al prolificei și pilduitoare activități pastorale a părintelui Alexandru Mazilu, în memoriul său înaltat primăriei comune cerea insistenț la câteva luni după Revoluția din decembrie 1989 să fie reabilitat post-mortem acest cleric martir care a lăsat amprente adânci în sufletul păstoriților săi prin tipul îngeresc și blândețea cu care se purta și devotamentul său inegalabil cu care slujea lui Dumnezeu și oamenilor. Azurile pot să fie continuate, dar timpul nu ne îngătuie mai mult și vom arăta că au fost cazuri în care credincioșii au format front comun și s-au solidarizat cu slujitorii bisericii persecutați în perioada dictaturii. În București, de pildă, un grup de credincioși au constituit un comitet pentru apărarea preotului martir Calciu Dumitreasa. În acest sens, la 1 iunie 1978, adresau conducerii Europei Libere, solicitând acestea să populariseze cazul dureros al acestui cleric surghiunit. Citez. Preotul Calciu ni s-a impus nouă tuturor, scriau ei, ca un om sotit, să le dea viață conștiințelor noastre abătute. Dacă părintele Calciu a devenit un caz notoriu, aceasta se datorează faptului că el se prezintă nu numai ca un bun teolog, un predicator talentat și un preot capabil, dar și datorită faptului că este un creștin plin de curaj. Părintele Calciu nu ne-a salvat doar pe noi, nu s-a salvat doar pe sine, ci a salvat și în această urmă demnitatea umană în fața a ceea ce Mircea Eliade numea teroarea istoriei. Nici intelectualii de marte nu au rămas deoparte. În acest sens, amintim pe cei care căutau adevărul absolut, căutau pe Dumnezeu. Capetele prea înfierbântate vor neapărat să vadă astăzi o contradicție între materie și spirit, între știință și religie, spunea un specialist în contextul vremurilor trecute, însă eu cred, spunea aceasta, că, Onisipul Bibu, că va veni vremea când materia și spiritul, știința și religia vor conviețui foarte bine și se va da lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu, iar cezarului ce este al cezarului. Existența lui Dumnezeu aparține unei sfere cu totul diferite de cea știință, aceasta din urmă fiind destinată exclusiv cunoașterii lumii naturale. Un alt părinte, Mina Dobzeu de la Huș,
a lansat guvernului României chiar un memorul pe această temă. Au fost și erari care s-au pronunțat cu indignare împotriva politicii inumane și necreștine a regimului ateu. Amintim în acest sens pe mitropolitul Irineu Mihălcescu al Moldovei și Sucevii, care a fost silit să-și dea demisia la vara anului 1947. Mitropolitul Vasile Lăzărescu al Banatului a fost destituit în mod forțat, mitropolitul Olteniu, Nifon Tribian, apoi episcopii Lucian Tricheanu al Romanului, Cosma Petrovici al Dunării de Jos, Gheronti al Constanței au fost pensionați din oficiu, iar episcopul Grigorie Leului de la Cluj, episcopul Andrei Magiru, Magheru, și mitropolitul Moldovei și Sucevii Sebastian Rusan au fost otrăviți. Potrivit surselor și mărturilor oficiale, acest ultim ierar a fost otrăvit pentru faptul că vorbea prea deschis. El spunea oamenilor, nu vă lăsați după ăștia care zic că nu există Dumnezeu. Ăștia-s nebuni. Cum să nu existe Dumnezeu? Cine le-a făcut pe toate? Apoi amintim de episcopii Partenie Ciopron și Pavel Șerpe, care au fost exilați la mănăstirea Oraița, episcopul Eugeniu Laiu la mănăstirea Cheia, episcopul Nicolae Popovici la mănăstirea Cernica, mitropolitul Tiții Media, iar la mănăstirile Căldărușan, Curtea de Arte și Cocoș, au fost exilați episcopi greco-catolici. Nici mănăstirile nu au avut o soartă mai bună, pentru că a întreținut vie flacăra spiritualității creștine și a trăit Evanghelia. Monahismul ortodox a fost, fără nicio îndoială, ținta preferată de distrugere de către autoritățile comuniste din România, de când au luat puterea și până la sfârșitul anului 1989. Cea mai grea lovitură dată monahismului românesc a fost înlăturarea abuzivă și brutală a călugărilor și călugărițelor din mănăstiri prin decizia decretului Consiliului de Stat numărul 14 din 28 octombrie 1959. Decretul spunea că în mănăstiri de călugări nu rămân decât cei care depășesc vârsta de 55 de ani, iar în mănăstirile de maici vârsta de 50 de ani. În urma aplicării acestui decret au fost desfințate mai multe mănăstiri și schituri. Motivul desfințării opților monahali era logic și ușor de concluzionat. Mănăstirile mențineau o viață ortodoxă, o tradiție și o spiritualitate înaltă. În acțiunea respectivă de scoatere afară din mănăstire a personalului monahal, s-a apelat chiar și la forța armată. A fost cazul mănăstirii Vladimirești, când obștea a umflut de punct. Careța Veronica Baragu și domnicul lor, ieromonacul Ioan Ioban, au recurs la mobilizarea armatei pentru evacuare și arestare. N-au stat nici patriarhii vremii de o parte. Acțiunile de protest veneau atât din partea monahilor, afectare, dar și din partea vremitului patriarh Justinian Marina, care apăra cu ardoare și cu orice risc monahismul românesc. În unele mănăstiri care erau pe punctul de a se desfința, el a făcut ateliere meșteșugărești de confecționat, covoare, soteri, uniforme, picturi de tablou și icoane, lucrări de sculpturi în lemn și în piatră,
Prin ateliere diferite care au luat ființă în mănăstire, au fost create mijloace de bază ca să asigure ciclului călugăresc o existență materială onorabilă. În perioada anilor 1958-1960, când prigonirea religioasă împotriva mănăstirilor se intensifica, însuși Patriarhul Justinian a avut curajul să protesteze împotriva acestui decret abuziv, motiv pentru care a fost trimis la schitul Dragoslavului, unde i s-a fixat domiciliu forțat timp de 6 luni. Un lucru deosebit care a făcut pe Părintele Patriarh Justinian a fost acela de a salva de la închidere două mănăstiri, e vorba de Mănăstirea Cheia și Mănăstirea Slatina, care au fost transformate în muzee, unde au fost aduși din Moldova, de la Silăstria, frunte cu Părintele Ilie Cleopa, 30 de monari, pentru a se ocupa de întreținerea acestor muzei. În ciuda acestor vitregii, biserica nu numai că a fost îngenunchiată, dar și-a împlinit destinul său de călăuză a credincioșilor. O altă formă de rezistență născută și extinsă în mediul vieții monahale a constituit-o mișcarea duhovnicească, Rugul Aprins, de la Mănăstirea Antim, din capitală, inițiată și condusă de Sfântul Petor, sub oblăduirea starețului de atunci, Vasile Vasilache, pe anul 1944-48. Acest grup a fost alcătuit în primul rând din teologi și oameni de cultură, că a fost un preot și ziarist, poet și ziarist, Sandu Tudor, scriitorii Vasile Dărcescu, Mircea Bulcănescu, Ioan Marin Sadojan, filozoful Alexandru Mitonescu, pictorul Arhimandrit Sofian Boghiu, pictorul și dirijorul Arhimandrit Felix Dubneac, Arhimandritul Roman Braga, Arhimandritul Hararampie Vasilac, Ieromonacul Arsenie Papaciov, Arhimandritul Dr. Benedict Diuș, iar mai târziu distins profesor de teologie, Ioan Gheza Sabin, Teodore Popescu și ilustru dogmatist academician Dumitru Stănioară, care participau frecvent la întâlnirile cercurilor de spiritualitate și cultură ortodoxă de la Antim. Până în prezent se estimează o cifră de 2000 de preoți subliniți și maltratați în temnițele comuniste. Mulți dintre aceștia au făcut și au putezat să aducă frontal acuzații regimului comunist, cum a fost Părintele Calciu Dumitrească, Părintele Constantin Voicescu de la Biserica Sapiențe și Părintele Boris Răduleanu. Aceștia au făcut proteste scrise și care au fost a trebuit să plătească prin viața lor viață curată de bărbăție, de milostenie, de rugăciune, bucuria de a ajuta pe cei în suferință. Prigoana statului ateu a fost îndreptată cu precădere împotriva Bisericii Ortodoxe Naționale și mai puțin asupra bisericilor și confesiunilor minoritare care primeau subvenții și sprijin politic în afară. Dacă biserica a avut posibilitatea de a oficia în mod nestingerit serviciile religioase și libertatea unor uneori satisfăcătoare, altor limitate de a publica cărți, reviste, manuale,
Acesta este meritul lăudabil al ierarhilor noștri care nu s-au compromis și care încercau să reziste împotriva totalitarismului comunist. Între aceștia se remarcă o serie întreagă de ierarhi pe care nu-i mai aducem aici în amintire, numărul lor fiind foarte mare. La aceste opere s-au adăugat cultura teologică și spiritualitatea neamului nostru, mai putem adăuga colecția Izvoarele Ortodoxiei și colecția părinți și scriitori bisericești datorată Patriarhului Iustin Moisescu. Dacă unii ierarhi au elogiat conducerea statului ateu în cuvântările lor pastorale, au făcut acest lucru din abilitatea pentru a salva destinul bisericii. Așa cum remarca părintele Patriarh Teofis, contemporan al acestor evenimente, Iustinian, zice dânsul, ne-a salvat de comunism prin comunism, iar întreaga sa viață căuta să răsplătească pretutindeni bunătate, înțelepciune, iertare, înțelegere, apropiere față de cei mici și de cei mari, față de tine și față de vârstnici. Pe aceeași linie au mers și Patriarhul Iustinian, Patriarhii Iustin și Teofis. Iată câteva aspecte care le-am remarcat aici. Ca istoric trebuia să spun câteva lucruri de istorie a suferințelor comuniste și trebuia ca să aveți o imagine generală a ceea ce s-a întâmplat în perioada comunistă. Vă mulțumesc! Domnule director al editurii EICON, dragi studenți, onorat auditoriu, începem cea de-a doua secțiune a conferinței noastre, rezistența bisericii sub totalitarismul comunist. Am spus să nu discriminăm rezistența bisericii, că și celelalte culte au rezistat sub totalitarismul comunist și au avut de suferit, pe care, așa cum arată și afișul nostru, în acest an am legat-o, de altfel ca întotdeauna, aș spune eu, pentru că toate edițiile pe care le-am organizat până acum au fost legate de data de 17 noiembrie, adică data la care, în urmă cu 61 de ani, și-a suit sufletul la ceruri fondatorul Rugului Aprins, ierosimonahul Daniel Sandu Tudor, cum știm din temnița Iudului. Prima prezentare îi aparține colegului nostru, purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei Tomisului, părintele dr. Mircea Cristian Pricop, care vine în fața dumneavoastră pentru a prezenta o tematică absolut interesantă și de actualitate, persecuția anticreștină în perioada de început a comunismului, studiu de caz Vasile Lăzărescu, mitropolitul Banatului. O să lăsăm pe părintele să vă arate de ce am spus că este o temă de actualitate care merită toată atenția noastră. Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație și pentru plăcuta întrevedere de astăzi. Tema comunicatului meu de astăzi este legată de primul mitropolit al Banatului din epoca modernă, fiindcă știm că în perioada medievală provincia Banat a avut un mitropolit, da? Cel puțin un mitropolit, pe Sfântul Ioan de la Patmos. Personalitatea mitropolitului Vasile Lăzărescu mi-a atras atenția din mai multe puncte de vedere. În primul rând, el apare la o primă cercetare ca un mărturisitor autentic al credinței creștine și ca un om care a
reușit cumva, e unul dintre foarte puținii din ierarhia politică, religioasă, socială a României, luată prin surprindere de schimbarea regimului de la răsărit, care și-a păstrat verticalitatea. O scurtă introducere în viața lui. S-a născut în 1894. A trecut prin mai multe școli superioare. Era de 4 ori licențiat în litere, în pedagogie, în filozofie și în teologie. La Budapesta, la Viena, era încă Imperiul Austro-Ungar, vremea aceea, și la Cernăuți, unde și-a susținut și doctoratul în 1920. De fapt, în 1919 își finalizează lucrarea și la începutul anului 1920 și primește titlul de doctor al Universității din Cernăuți. Preia funcția de profesor de dogmatică la Facultatea de Teologie, Institutul Andrean, cum se spunea, de la Sibiu, între 1920 și 1924, remarcându-se prin rigoarea prelegerilor sale, prin seriozitatea și documentarea foarte temeinică a cursurilor pe care le susținem. Din 1924 până în 1933 predă la proaspăt înființata, sau mă rog, reînființata Facultate de Teologie din Oradea. Între timp intră în rândul clerului bisericesc, primind mai întâi hirotonia ca și preot celib, avansează ca și protopop de Caransebeș, ulterior este ales în 1933 ca episcop al Caransebeșului. Funcție ierarhică pe care o va în care va păstori până în 1941. În 1940 are loc, ca urmare a pactului, a dictatului de la Viena, da? Ruperea Transilvaniei între marile puteri ale timpului. Da? Hitler a cedat la presiunile maghiare și a dat acel triunghi cu vârful spre Brașov, da? Și cu baza spre Ungaria, din Transilvania. Motiv pentru care Oradea intra în componența, să-i zicem, regatului maghiar, al cărui regent era un amiral, fără flotă, Horthy. Da? Și acesta a început persecuția împotriva românilor și împotriva limbii române și împotriva culturii române și știm foarte bine urmările respective. Vasile Lăzărescu se mută la Timișoara. Statul român rămăsese stăpân pe Timișoara și încerca acolo să creeze o contrapondere la influența maghiară. Această contrapondere s-a materializat și prin înființarea Episcopiei Timișoarei în 1941, în timpul regimului Antonescu. Bineînțeles, episcop al Timișoarei a fost ales de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, tocmai Vasile Lăzărescu, care era episcop fără portofoliu, fiind datorită raptului maghiar. Ajungând la Timișoara în scurt timp și pe timp de război, da? Vasile Lăzărescu finalizează construirea catedralei din Timișoara și a sediilor mitropolitane de astăzi. Toate sunt ctitoria acestui ierarh. În anul 1947, pe finalul domniei regelui Mihai,
Sfântul Sinod ridică Episcopia Timișoarei la rangul de Mitropolie a Banatului. Și primul mitropolit devine Vasile Lăzărescu. Acest lucru nu putea să-l bucure prea mult, deoarece regimul imediat s-a schimbat și au început persecuțiile la adresa sa. El era de la început luat în colimatoriu pentru faptul că în tinerețe, pe când era profesor, prin anii 20, în perioada interbelică, mă rog, se înscrisese în Partidul Țărănist și avea anumite viziuni pro-țărăniste, s-a manifestat deschis împotriva ororilor pe care le-a identificat armata română și, mă rog, experții primiși de Guvernul României în perioada 1941-1944 în Basarabia și în Transnistria. El a făcut parte din delegația României la care a identificat distrugerile și pierderile pe care le-a creat, ghilimele de rigoare, le-a produs Uniunea Sovietică în timpul stăpânirii abuzive a Basarabiei dintre 40 și 41 și s-a manifestat deschis, după cum am spus, în nenumărate luări de cuvânt, luări de poziție publice și așa mai departe. Motiv care a servit ulterior securității ca să-i creeze un dosar destul de consistent. Încă din 48 începe urmărirea lui. Sistematică se racolează din corpul consilierilor, din corpul apropiaților mitropolitului, oameni care dădeau rapoarte periodice structurilor de securitate ale nou creatului stat sovietic, român, să-i spunem așa, mai pe numele lui corect. Și ca atare, în 1961, în decembrie 1961, la presiunile securității și ale sistemului politic al timpului și pe fondul unei răciri a relațiilor dintre Mitropolitul Banatului și conducerea politică de la București, Sfântul Sinod este presat de către intervenienții externi să îl pensioneze cu forța pe Mitropolitul Vasile. Pe motive puierile, în realitate. Nereguli financiare, ce poți găsi ca să incriminezi pe cineva cu facilitate. Și în timp ce vorbesc, aș vrea să... Eu n-am adus un stick, am adus un stick de epocă. Aș vrea să circule de la fiecare dintre dumneavoastră. Este unul dintre foarte puținele documente supraviețuitoare ale instalării primului episcop al Timișoarei în 1941 cu fotografii originale. Da? Acolo veți vedea și alți mărturisitori, episcopul Nicolae Popovici, un sfânt, da, care era foarte bun prieten cu Vasile al Banatului. Și datorită, mă rog, ambițiilor, intrigilor și dezvinărilor interne și datorită urii pe care și-a căpătat-o din partea guvernului comunist, înaltul Vasile Lăzărescu a devenit persoana non grata pentru toți. Motiv pentru care în regim de urgență, chiar în a treia zi de Crăciun a anului 1961, este pensionat cu forța într-o singură zi, nu îi se dă voie să mai intre nici măcar pentru lucrurile personale, să-și le ia din chilia din Palatul Mitropolitan,
și este mutat într-o primă fază la mănăstirea Sâmbăta de Sus, cu domiciliu forțat și, mă rog, cu supraveghere foarte strictă. Datorită faptului că suferea de o boală de inimă și necesita operație această boală a înaltului Vasile, acesta a încălcat restricția dată de puterea de stat și s-a dus să se opereze la Timișoara, unde avea contact cu niște medici profesori care îl cunoșteau. Deși medicii au recomandat repaus 6 luni după operație, securitatea a apresat externarea sa a 3-a zi după operație. Fapt care a agravat foarte mult starea sa de sănătate. Datorită faptului că a intrat în contact cu preoții săi, preoții au venit la Sâmbăta de Sus, îl căutau pentru sfat, pentru spovedanie, pentru întărirea credinței în momentele acelea grele și fiind foarte aproape, cumva, de vechea sa eparhie, statul comunist a decis mutarea lui de la Sâmbăta de Sus la Căldărușan. Instalarea lui la Căldărușan s-a făcut într-o hrubă, aș putea să-i spun, în subsolul mănăstirii, exact deasupra beciului, unde un om bolnav de inimă și în vârstă nu mai putea să supraviețuiască mult timp. Și acest lucru s-a și produs încetul cu încetul. Sănătatea lui s-a deteriorat, astfel încât în 1963-64 deja securitatea ridică orice suspiciune cu privire la el, motivând că nu mai prezintă interes pentru siguranța țării, că deja este la pat, nu se mai poate deplasa, nu-l mai caută nimeni, nu-l mai vede nimeni, în scurt timp își va încheia mandatul cu această viață și, prin urmare, ridică acele restricții, dar el deja era complet imobilizat. Avea, bineînțeles, un călugăr despre care s-a dovedit mai târziu că era agent al securității și care îl servea cu ceai în fiecare zi, motiv care a creat o suspiciune cu privire la moartea lui. Acum, suspiciunile nu s-au putut dovedi decât în cazul unui alt ierarh care, fără doar și poate, a fost otrăvit. Grigorele. Conform? Da, așa. Grigorele. Preasfințitul Grigorie Leu al Cușilor. Și s-a demonstrat acum câțiva ani că pe analiza cerută de familia preasfințitului Grigorie Leu că a fost otrăvit în mod voluntar de inamicii doctrinari, să le spunem așa. Securitatea, poftim. Așa. Și s-a deschis. Procesul este încă în derulare, din câte am aflat, nu? Cu limbă de moarte, simțindu-și sfârșitul aproape, în 1969, înaltul Vasile solicită cu foarte mult respect Sfântului Sinod să îi se îndeplinească o singură dorință, aceea de a fi mormântat în Catedrala Metropolitană din Timișoara, pe care a ctitorit-o el și lasă și indicațiile, da? Primul rând, partea de sus, în nișa de sus, pe dreapta, așa cum rezultă chiar din testament. Această ultimă dorință nu i s-a îndeplinit. Familia a fost chemată și a fost înmormântat în satul său natal. Abia în 1993, osemintele sale au fost mutate, conform testamentului lăsat de el, în Catedrala Metropolitană din Timișoara. Deci am ales să vorbesc foarte pe scurt despre acest personaj deosebit pentru istoria Bisericii, istoria contemporană a Bisericii noastre și a țării noastre. În primul rând, pentru faptul că nu există nicăieri în arhivele statului comunist și nici în corespondența noastră bisericească sau în actele noastre bisericești ceva care să-l fi incriminat în vreun fel. Din mărturiile preoților,
hirotonist el, sau care au fost în subordinea lui, pensionar, care i-a mai întâlnit mai de mult, ca trăsături așa de caracter, era un om destul de rece. Un om care mergea după lege foarte strict, făcea inspecții la fiecare biserică de 3 ori pe an, fapt care crea și la mănăstiri. Fapt care crea oarece animozități pe care statul comunist imediat s-a mulat. Da? Și a reușit să găsească oarece nemulțumiți pe care să-i racoleze împotriva mitropolitului la momentul potrivit. Existau niște suspiciuni care nu s-au dovedit foarte, foarte clar de securitate, ci doar din niște mărturii, cum că ar fi susținut cu niște fonduri secrete, asta pe baza de turnătorie, știm, nu știm altceva, acțiunile militanților anticomuniști din Munții Banatului. Dar asta este nedovedit concret, motiv pentru care nici nu l-au incriminat ca atare, ci doar l-au scos din funcție. Alte elemente din viața sa le voi prezenta în comunicatul scris în volumul conferinței. Vă mulțumesc foarte mult! În continuare, Părintele Conferențiar Universitar Dr. Ionuț Holubeanu, colegul nostru, ne propune o temă pe care, din punctul de vedere, doar numeric, aș adăuga eu un teolog cu o simțire aparte, ar putea să o abordeze, și anume rezistența credinciosului contemporan în fața răului duhovnicesc. Cine poate nega caracterul deconcertant al ierarhiei valorilor contemporaneității dominată de consumism? Cine nu simte dezarticularea viziunii morale asupra lumii, compromiterea ei prin amoralism? Și iată că colegul nostru vine astăzi să ne prezinte lucrurile dintr-o altă perspectivă, pentru că, din câte înțeleg, vă prezenta cazul a două credincioase care, iată, poate din postura umilă, reușesc o performanță duhovnicească care ne poate servi drept model, drept reper. Vă mulțumim. Ascultăm. Dacă cer nici părinți și prea cuvioși părinți profesori, onorat auditoriu, înainte de toate aș dori să mulțumesc doamnei profesoare Ciornea, care m-a invitat să particip la această conferință dedicată rugului aprins. Mărturisesc că de la susținerea tezei de licență, în care am abordat o temă legată de perioada interbelică, este vorba de Episcopia Constanței, nu m-am mai ocupat de teme de, să spunem, o actualitate sau de apropiate ca cronologic de zilele noastre. Am dedicat Antichității Târzii și Evului Mediu Timpuriu în cercetările mele, dar m-am gândit că n-ar fi rău la o conferință despre rezistența bisericii sub totalitarismul comunist să mă dedic unei teme legate de rezistența credinciosului de astăzi în fața răului duhovnicesc. În fapt, rezistența comunistă are la temelia ei rezistența credinciosului în fața unui rău. Și această temă este de actualitate tot timpul. Niciodată nu putem spune că ea și-a pierdut actualitatea. De fapt, este esența creștinismului și dacă ne uităm de la cuvântul Sfintei Scripturi, vedem că această temă a disputei dintre Mântuitorul pe de o parte și fariseii și cărturari pe de altă parte este legată tocmai de o problemă de natură duhovnicească, de neînțelegerea poruncilor dumnezeiești de către cei care trebuiau de fapt să le propovăduiască. Acum, eu am plecat, m-am aplecat asupra acestei teme plecând de la învățăturile Sfântului Ioan Casian, de care m-am ocupat în detaliu în timpul redactării tezei de doctorat. Teza de doctorat are ca avut ca temă monahismul în Dobrogea. Sfântul Ioan Casian a constituit și învățătura sa constituit un capitol din teză. Cu acel prilej am citit, spun eu, cu atenție destul de mare
învățăturile Sfântului Ioan Casian și am sesizat faptul că Sfântul Ioan Casian creionează câteva repere foarte importante atunci când vorbește de trăirea duhovnicească a oricărui creștin. El are cărțile, lucrările sale, două în special, despre așezămintele mănăstirești și despre convorbiri cu părinții, sunt dedicate practic trăirii monahale. Și atunci când vorbește de trăirea monahală, el creionează câteva repere și spune că scopul monahului, scopul imediat al monahului, spune Sfântul Ioan Casian, reprezintă despătimirea și dobândirea virtuților creștine, iar scopul ultim, țelul final al trăirii creștine, este dobândirea împărăției lui Dumnezeu. În ceea ce privește asceza creștină, Sfântul Ioan Casian spune un lucru foarte interesant. Asceza creștină, nevoințele, asceza și nevoințele nu reprezintă un scop, un țel în sine. Asceza este de folos doar în măsura în care slujește vindecării de patim și dobândirii virtuților. Dacă te concentrezi doar pe asceza în sine și pierzi din vedere acest scop, atunci, spune Sfântul Ioan Casian, duce o luptă de-a dreptul inutilă, adică o nevoință neroditoare. Și întrebarea pe care mi-am pus-o, în ce măsură, pentru că, repet, Sfântul Ioan Casian se adresează în principal monahilor, în ce măsură această recomandare, aceste povățuiri sale, sunt valabile și pentru credinciosul de rând. Și întrucât am rămas pliat, practic, pe învățătura lui, nu spun că am reușit să o împlinesc în viața mea, dar ori de câte ori un credincios venea la mine cu o problemă duhovnicească, practic eu nu făceam altceva decât să îl aduc pe linia învățăturilor Sfântului Ioan Casian și să sesizez, să observ în ce măsură sfaturile Sfântului Ioan Casian sunt valabile pentru credinciosul de rând. Și acum, așa cum a anunțat și doamna profesoară, dintre cazurile destul de numeroase care mi-au rămas în memorie, două sunt, îndrăznesc să spun, relevante și aș dori să le prezint în cele ce urmează. Acum ceva vreme, 15 ani, poate mai mult, a venit la mine o fată tânără, nu era căsătorită, nu avea copii, nu, care mi-a mărturisit că este rea și că nu știe ce să facă. Și am zis să nu mai fi rea. Străduiește-te să nu mai fi rea. Și ea, cu o sinceritate extraordinară, mi-a spus, părinte, de acum încolo să știți că mă voi strădui să nu mai fiu rea. Eu atunci am și dat dezlegare de a se împărtăși, s-a împărtășit. M-am despărțit de ea, ea venea la biserică, general duminica, nu duminică de duminică, dar participa. După o vreme, un foarte îndelungat, a venit să se mărturisească din nou și, pentru că am ținut-o minte, am întrebat-o, cum e, te-ai străduit să nu mai fi rea? Și mi-a zis, da, părinte, m-am străduit și ai reușit să nu mai fi rea. Părinte, aici este problema, că pe măsură ce mă străduiesc să nu mai fiu rea, îmi dau seama de fapt că sunt mult mai rea decât credeam eu. Pentru că lupta aceasta cu răutatea mi-a descoperit gravitatea răutății mele lăuntrice. Eu când am venit la dumneavoastră v-am zis că sunt rea. Dar eu nu știam că sunt mult mai rea decât credeam atunci. Și am zis, ești pe calea cea bună, am încurajat. Continuă să fie așa, merge așa. I-am dat din nou dezlegare de a se împărtăși, s-a și împărtășit, iarăși ne-am despărțit, repet, a urmat aceeași un interval similar, care participa, nu tot timpul, dar destul de des duminica la liturghie, pe care a venit iar să spovedească, întrebată cum e, sunt progrese? Părinte, mi-e și rușine să vă zic, situație mai gravă decât înainte. Adică am sentimentul că mă prăbușesc. Duhovnicește. Am sentimentul că sunt cuprinsă de o răutate pe care nu pot să o controlez și nu știu cum să fac să scap de ea și mă străduiesc și am căderi în continuu și totuși eu lupt și așa cum ați recomandat dumneavoastră.
am încurajat-o din nou, continuă, așa și așa. După o vreme vine și îmi spune, Părinte, vreau și eu să vă întreb ceva, pentru că am o nedumărire, nu știu, așa trebuie să fie, e o ispită, mi se pare bine, sau e real, ce se întâmplă? Zic, ce se întâmplă? Am sesizat că după ce mă împărtășesc de fiecare dată, e mai ușor să lupt cu răutatea mea. Așa trebuie să fie? Sau e doar o impresie personală? Și atunci mi-am dat seama că această fată simplă începuse să simtă în inima ei lucrarea Harului lui Dumnezeu. Pentru că Sfântul Ioan Casian așa ne spune și învață că atunci când omul ia în serios această luptă duhovnicească, el începe să simtă în inima sa, măcar în perioade, la început mai mici, după aceea perioadele se dilată, începe să simtă odihna lui Hristos în inima sa. Ori fata aceasta, era o fată foarte simplă de fapt, începuse să simtă lucrarea Harului lui Dumnezeu în inima ei atunci când se împărtășea. Și mi-a arătat, de fapt, mi-a confirmat cazul acesta, că învățăturile și povățuirile Sfântului Ioan Casian sunt la fel de valabile pentru orice credincios, fie că e vorba de un monah, fie că este vorba de un credincios simplu, laic, și că aceasta este calea pe care, de fapt, trebuie să urmăm cu totul, cu toții. Pentru că dacă nu mergem pe această linie a luptei cu răul duhovnicesc, nu suntem decât, cum spune Apostolul Pavel, alamă răsunătoare și chimval răsunător. Adică Apostolul Pavel merge până acolo încă zice, dacă și trupul meu l-aș da să fie ars, dar dragoste nu am, nimic nu folosește. Ori esența acestor cuvinte este aceasta, că dacă noi nu ne străduim să dobândim iubirea curată, și aceasta o dobândim doar în măsura în care ne vindecăm de patim, pentru că patimile sunt de fapt forme de manifestare ale răului contrariu iubirii curate, iar virtuțile sunt forme de manifestare ale iubirii curate, în fapt iubirea în sine curată, iubirea dumnezeiască nu este de fapt decât o sumă tuturor virtuților. Ori, dacă nu ne străduim să mergem pe calea aceasta, oricâtă nevoință trupească am avea, suntem totuși rămâne niște străini de Dumnezeu și alergăm, cum spune Sfântul Ioan Casian, alergăm uitând ținta spre care trebuie să privim și spre care trebuie să ne străduim, să o dobândim. Doar o singură paranteză vis-a-vis de starea aceasta de cădere duhovnicească pe care o simțea fata asta de la o spovedanie la alta, ea este de fapt o luminare a Duhului Sfânt. Sofronie Saharu, ucenicul Sfântului Nicodim Aghiuvit, o spune la un moment dat că acel credincios care începe să ducă cu adevărat lupta duhovnicească trăiește în prima fază sentimentul prăbușirii duhovnicești, dar spune Sofronie Saharov, în realitate este începutul urcușului duhovnicesc, pentru că simțirea prăbușirii duhovnicești nu este altceva decât rezultatul luminării Duhului Sfânt care se coboară în inima omului. Deci noi de fapt simțim cu adevărat prăbușirea noastră duhovnicească, care e reală, doar atunci când suntem luminați de Duhul Sfânt. Iar ca să fim luminați de Duhul Sfânt, trebuie să începem cu adevărat lupta duhovnicească. Altfel avem impresia că suntem, avem, să spunem așa, sentimentul acela de auto-mulțumire, Doamne, e bine. Al doilea caz, mai aveam și un al treilea, dar nu o să-l prezint pentru că e ceva mai complicat, al doilea caz este și mai interesant din punct de vedere. Este vorba de o altă credincioasă, ca similar cu, să spunem, până la un punct cu cel pe care vi l-am relatat anterior, o credincioasă, de data aceasta căsătorită, copii, dar cu o viață foarte curată și care a venit și ea cu dorința tânără să se spovedească, să împărtășească și mărturisește ceea ce a mărturisit și prima fată, că simte că totuși că e rea, că bârfește, că așa mai departe, că e invidioasă. Și zic, străduiește-te să nu mai fie așa, pentru că și bârfa și invidia sunt, de fapt, forme de manifestare ale mândriei. Să vin de mândrie. Ori prin mândrie, noi punem un paravan între noi și Dumnezeu. Străduiește-te să nu mai fie așa. Și mi-a zis, da, Părinte, mă voi strădui. Ea da și dezlegare se împărtășească, ceea ce s-a și întâmplat. Și urmează acum o evoluție diferită de cea a cazului anterior.
după o vreme, se împărtășea, nu se împărtășea foarte des, dar venea regulat, de mai multe ori pe an. Și la un moment dat vine și îmi spune, părinte, la început am crezut că e o impresie, dar n-am seama că nu e nicio impresie. Se întâmplă următorul lucru, că de fiecare dată când mă împărtășesc, se întâmplă ceva rău. Și de ce se întâmplă rău? Păi, odată m-am împărtășit, a doua zi mi-am lovit mașina. Iarăși m-am împărtășit, mi-am pierdut portofelul. Iarăși m-am împărtășit, mi-am pierdut cheile de la casă. Iarăși, dar de fiecare dată, deci eu de acum știu când mă împărtășesc, a doua zi mi se întâmplă ceva. Am o pagubă. De ce mi se întâmplă asta? Sigur că prima mea reacție pe care nu i-am mărturisit-o a fost că te împărtășești cu nevrednicie. Dar ce constă nevrednicia? Era întrebare. Și nu i-am răspuns, am zis, nu știu, mă voi gândi și îți voi spune dacă m-a luminat Dumnezeu, cam așa a fost răspunsul meu. M-am despărțit de ea și de ce m-am despărțit, cred că am și aflat răspunsul. Dar n-am mai apucat să-i spun, pentru că a început slujba, a venit oameni să dea pomenice, trebuie să spune ctenie. Nu mai, m-am rupt. Zic, las că-i spun la sfârșitul slujbei. La sfârșitul slujbei vine ea la mine și, părinte, mi-am dat seama de ce mi se întâmplă asta. Acum eram curios dacă răspunsul meu va fi același cu răspunsul pe care mi-l dea. Și zic, da, de ce se întâmplă? Părinte, pentru că eu mă împărtășesc cu gândul nu de a le dobândi pe cele ale împărăției lui Dumnezeu, ci cu gândul de a le dobândi pe cele ale lumii acestea. Mă împărtășesc ca să-mi fie bine la serviciu, mă împărtășesc ca să nu mi se întâmple ceva rău, mă împărtășesc ca să fiu promovată, mă împărtășesc ca să nu fiu criticată, ori nu mă împărtășesc ca să le dobândesc, cum mi-a zis, cum spuneați în predică pe cele ale împărăției lui Dumnezeu, mă împărtășesc ca să dobândesc smerenia, răbdarea, blândețea și așa mai departe. Și atunci, de fapt, Dumnezeu m-a certat pe mine și mă ceartă de fiecare dată. Asta era și răspunsul care îmi venise mie după ce m-am despărțit de ea, de fapt. Și m-am dat seama că parcă am simțit cum Hristos mi-a zis așa, uite, mergi tu la o parte și du-te la slujbă, că îi zic eu ei, mi-a dat doar o să-i confirm la sfârșit de ce îi se întâmplă toate aceste lucruri. Ori, cazul acesta este interesant și din alt punct de vedere. Vedeți, mea, noi vorbim de periodicitatea împărtășanii, să spunem, este o temă, dar ceea ce mi-arată mie cazul ăsta este că cine se împărtășește cu nevrednicie și odată pe an, dacă se împărtășește, tot cu nevrednicie se împărtășește. Și că vrednicia sau nevrednicia nu țin de perioadă, ci vrednicia sau nevrednicia țin de modul în care omul se apropie de împărtășanie, de fapt. Ori, fata aceasta m-a bucurat și am și zis să fii fericită că Dumnezeu, Hristos, ți-a arătat că-s foarte de grijă și ți-a arătat acum că te povățuiește și că te îndreaptă și că El e alături de tine. Și ea a continuat să vină după aceea să se povedească, să împărtășească, dar, repet, de acum înainte, din momentul acela, ea s-a focalizat pe ceea ce știa rațional că trebuie să facă, dar ceea ce duhovnicește nu împlinea. Ea știa, pentru că m-a auzise, eu de asta nici l-am înțeles la început, bă, în ce constă nevrednicia ei? Ea știe ce trebuie să facă, dar ea nu mărturisise și gândurile acestea cu care ea se împărtășește. Ori cazurile acestea, cele două cazuri, și foarte important, arată că Hristos este la fel de lucrător astăzi în viața oricărui credincios care dorește să-L primească pe Hristos în viața lui, așa cum a fost și în vremea propovăduirii Evangheliei pe pământ, adică acum 2000 de ani, așa cum a fost și în vremea Sfântului Ioan Casian, așa cum a fost și în vremea persecuțiilor mai înainte de Ioan Casian, așa cum, știu eu, a fost și în vremea rugului aprins, așa cum, repet, este oricând, atunci când credinciosul se apropie, cum spune Apostolul Pavel, cu conștiința curată, adică cu dorința sinceră de a-L dobândi pe Dumnezeu. Am încheiat. Da, e greu să ne găsim cuvintele după o astfel de expunere. Cred că cu toții am alunecat așa puțin și ne-am luat la întrebări propriul eu. Chipul duhovnicesc, nu? Care zace în fiecare dintre noi. Să sperăm că nu zace, că e treaz. În continuare, îl prezintă pe colegul
prefer acest termen de coleg, este vorba de domnul lector universitar, dr. Ionuț Gutoi, și aceasta pentru că suntem colegi în primul rând pentru că ne-am regăsit pe terenul cercetării. Mircea Vulcănescu și Sandu Tudor au fost prieteni apropiați, umăr la umăr, multă vreme din existența lor pământească. A existat și o anumită perioadă de răceală. Important este că s-au reîntâlnit pe dărâmul duhovnicesc. Așa cum știm, Mircea Vulcănescu a participat la mănăstirea Antim, la întrunirile Rugului Aprins. Astăzi trăim o împlinire, o bucurie și eu și domnul Ionuț Gutoi, pentru că, dacă vă amintiți, în mai am ținut o conferință pe tema Pascaliei. Anunțam atunci că intenționăm să publicăm, să fim editorii unor volume care să reconstituie datele din arena publicistică pe această tematică care, așa cum vedem, strânește și astăzi controverse, cu scopul de a așeza această polemică, iată, acidă și astăzi, în matca onestității intelectuale, de a limpezi anumite aspecte, de a putea aduce pe tărâmul istoricilor, pe tărâmul teologilor, dacă este o controversă mai ales de anvergură teologică, filologilor, da, acele materiale care să arate cum anume s-au desfășurat lucrurile în 1929, așa cum o să vedeți din volum, avem o întindere mai mare, dar sigur, escaladarea acestor polemici s-a petrecut în 1929. N-am să mai prelungez această prezentare. Așadar, domnul lector universitar dr. Ionuț Gutoi vine astăzi în fața dumneavoastră și vă prezintă tema implicarea tinerilor aseceriști în polemica Pascaliei în perioada interbelică. Vă ascultăm. Da, bună ziua, mulțumesc pentru invitația de a participa la această conferință. Prezentarea mea se axează într-adevăr pe această colaborare a celor trei membri ai Asociației Studenților Creștini Români. Ana Ionescu, în cadrul campaniei sale dusă pe tema pascalism. O să mă refer mai mult la împrejurările acestei colaborări și am să situez colaborarea în context, atât în contextul dezvoltării Asociației ASCR, cât și al traseului duhovnicesc, spiritual, al lui Mircea Vulcănescu, Sandu Tudor și Paul Sterian. În ceea ce privește participarea propriu-zisă, așa cum am arătat în cuvântul înainte al Comitului, coordonat de doamna profesoară, cel care creează strategia și fixează coordonatele sale mari este rânduial la Ionuții. El este cel care stabilește obiectivele, respectiv determinarea sinodului să renunțe la noua pascalie. Și după toate probabilitățile și maniera în care se fie pusă campania. Cu toate acestea, noi vrea să se înțeleagă de aici că Nae Ionescu este cel care a dictat totul. Iar ceilalți nu au făcut altceva decât să dezvolte principalele linii trasate de liderul acestui grup. Dimpotrivă, după maniera în care s-a alcătuit conținutul campaniei din cuvântul
din contribuțiile celor trei, fiecare își aduce propria sa personalitate și propriile sale predispoziții în această polemică. Se vede de altfel, Sandu Tudor este inconfundabil în textele pe care le semnează în cuvântul pe această temă, este același titlul navalnic, foarte riguros, mai degrabă afirmativ, el nu încearcă să demonstreze sau să argumenteze prea mult, ci mai degrabă spune lucruri. Paul Sterian este, are un caracter mai eseist și este omul care face legătura, face niște interviuri foarte interesante cu lume destul de importante ale ortodoxiei pe plan internațional, din emigranții ruși de la Paris. Iar Mircea Bucănescu este cel care, oarecum confirmând profilul său, aduce foarte multe argumente pe teren patristic și pe teren canon. Găsim deseori în textele lui o apologie a pozițiilor apărate de cuvântul, susținută în citate din Sfinții Părinți și în citate din culegeri de canon. Am vrut să evidențiez acest lucru, deoarece această colaborare dintre Nae Ionescu și cei trei membri ai ASCR-ului trebuie cumva văzută mai larg. Într-adevăr, avem oarecum ca stereotip încă această imagine că cel care a introdus ortodoxia ca temă și preocupare pentru intelectualii din perioada României interbelice a fost Nae Ionescu alături de Emil Făcrain. Lucrurile sunt ceva mai nuanțate, însă dacă privim lucrurile mai îndepărtate, îndeoseb în ceea ce privește tocmai istoria acestui grup de tineri, studenți din Universitatea București, care au reușit să descopere ortodoxia oarecum pe cont propriu, asistați, e adevărat, de Nae Ionescu, pe care l-au luat ca pe o autoritate, dar nu în sens absolut, ca pe un profesor, ca pe cineva care îi poate înduma, dar cert este și fundamental a rămas faptul că drumul lor către descoperirea bisericii, a vieții bisericești și mă refer prin asta și la lucrurile ce țin de învățătură și la lucrurile ce țin de practică, toate aceste lucruri în mare parte l-au făcut pe control. Și este un lucru care reiese și dacă, și nu am să insist foarte mult, deoarece există deja istoria față cerenului, este făcută și în cartea Doamne Carmen Cernea, Sandu Tudor și Asociațiile Studențești Creștine din România Interbelică și în cartea mea despre Mircea Bucănescu, o lucrură istoria interbelicului românesc. Ceea ce aș vrea însă să remarc este faptul că însăși existența unei asociații de studenți creștini a fost o noutate. Este caracteristică pentru România interbelică, în zilele noastre este o banalitate, dar atunci a fost un fenomen nou. Bucănescu, de altfel, într-una din susținerile sale, la unul din congresele ASCR-ului, face pomenire de o încercare eșuată a unui părinte, a unei personalități a bisericii, de a încheca un grup de tineri, studenți creștini, înainte de primul război mondial. Ceea ce este nou este această reîntoarcere după primul război mondial a vieții religioase, a interesului față de viața religioasă, în forme care sunt, într-un fel, în afara instituției bisericii. Nu se aseamănă nici cu inițiativele societăților ortodoxe anterioare. Nu sunt simple prelungiri mirenești a activităților de parohie. Sunt inițiative de cele mai multe ori autonome și se aseamănă
această multiple inițiative asemănătoare din alte contexte sociale. Spre exemplu, la nivelul oamenilor mai simpli, care nu erau neapărat din București, nu erau intelectuali, nu făceau parte din această elită urbană burgheză, avem tot în România interpelică se naște Oastea Domnului. Tot în România interpelică are loc rezistența față de schimbarea calendarului, subiect pe care l-am tratat în această carte, iar toate aceste mișcări sunt de tip harismatic. Ele sunt într-un loc ambigu, dincolo de foarte aproape de instituția bisericii, dar nu chiar într totul sub ăla ei. Unele devin schismatice, cum s-a întâmplat cu o parte din mișcarea de rezistență împotriva calendarului. Altele sunt oarecum recuperate de biserică, cum s-a întâmplat și cu ASCR. În orice caz, remarcăm această renaștere a interesului față de religie în România interbelică și la nivelul tinerilor studenți, la nivelul tinerilor intelectuali, se manifestă printr-o organizație nu foarte mare. Acest ASCR, care făcea parte dintr-o federație, care la început a fost de inspirație nu ai zice străină, de inspirație protestantă. ASCR-ul s-a născut sub influența și după exemplul și moda asociațiilor de studenți creștini din Occident, care iar în România sub influența protestantă. Așa începe drumul către creștinism al acestor trei tineri, mai ales Mircea Antonescu, Paul Sterian și Sandu Pilo, sub această influență de tip protestant. Există însă o evoluție și o redescoperire, există și o explicație pentru care ei ajung la creștinism prima oară prin această filieră, trăim într-o Românie a orașelor extrem de secularizată, pentru clasa socială din care făceau parte și pentru nivelul lor de tineri studenți a face parte, a afișa chiar că ești creștin ortodox, nu era un lucru de la sine înțeles și totodată nevoia de creștinism pe care nu și-o puteau, nu au știut sau nu au avut la dispoziție instrumentele să-și o poată dezvolta pornind din interiorul bisericii, au putut-o iniția sub această influență, inițial mai degrabă intelectuală, foarte socială, axată pe critica de la multe în viziunea evanghelizatorilor protestanți, foarte axați pe reformă socială și pe acțiune socială concretă. Deci e de acolo începe. Și treptat, descoperă însă, mai ales după ce se întâlnesc și cu emigranții ruși de la Paris, Berdiaev, Kartashev, Bulgakov, cei care vor funda Institutul Saint-Serge din Paris, în Biserghe, mai ales prin ei, descoperă totuși practica și învățătura de tip ortodox. Și atunci începe o reîntoarcere a lor în biserică. Momentul în care ei colaborează, încep să fie colaboratori al lui Nae Ionescu și Nae Ionescu să vină la congresele lor, marchează exact această întoarcere a ASCR-ului către ortodoxie. Și sub influența și sub și prin prisma apropierilor de unul din episcopii ortodoxi foarte apropiați de tineri de atunci, de tineri intelectuali și de altfel câte cu Nae Ionescu, este vorba despre Tiții Mele. Această reîntoarcere la
biserică, a se cere, nu este foarte lină, în sensul în care, după ce are loc această reașezare a acestor tineri intelectuale, următoarea generație de tineri găsește cumva totul de-a gata și devine foarte intransigentă. De o intransigență în sensul în care ei doreau să facă din ASCR și de altfel a și devenit ASCR, a devenit Asociația Sfinților Creștini Ortodoxi și numai Ortodoxi, excluzând orice fel de alte contacte. Nu era ceva obișnuit pentru această prima generație ASCR, federația lor privea și studenți, protestanți mai viați din Cluj, deci erau și de alte sfânt. Și a existat aici un oarecare moment de criză, aș putea spune, în viața acestei mici asociații, deoarece prima generație înțelegea mai larg lucrurile și nu înțelegea să aibă o abordare foarte strâmtă și foarte exclusivă, să spunem așa. Am să încerc să dau și un share screen pentru a avea și sub ochii noștri ceea ce vorbesc. Aici este un referat pe care Mitra Bucănescu îl susține într-unul din congresele ASCR-ului, poziția spirituală a antigui ASCR, în care face tocmai această explicare a modului în care ei au descoperit viața duhovnicească ortodoxă în termeni proprii și în condiții proprii, spre deosebire de generațiile tinerilor de după ei, care erau mult mai, să zicem, mult mai influențați și mult mai în loc pe care Ionescu drept autoritate destul de ultimă. Și vedem că este susținut acest cuvânt în 1931, deci la 2 ani de la colaborarea lor de la cuvânt. Mircea Bucărescu întotdeauna a avut grijă să sublinieze diferența de generație între gruparea lor și gruparea generației anterioare, Nainescu și Tucătrani, precum și de generațiile de după ei. Ceea ce vreau să arăt însă aici este acest accent pe care Mircea Bucărescu îl pune pe viața interioară, pe viața duhovnicească. Ca să avem o idee mai clară, ASCR-ul nu se mulțumea să facă doar conferințe, ci congresele sale aveau această... erau foarte bine organizate, erau cercuri biblice și cercuri de dezbatere în care încercau să discute teme de actualitate. Pentru cei care doreau să ducă o viață creștină în condițiile unei lumi moderne, din ce în ce mai necreștine sau chiar anticreștine. Aceasta era preocuparea lor principală. Și preocuparea aceasta nu la forma doar unor discuții intelectuale, ci după cum vedem aici, a luat și forma unei vieți spirituale. Este vorba de practica vieții de rugăciune și exerciții spirituale. Mai clar spus, de multe ori programul ASCR-ului era un program duhovnicesc. Se duceau după și erau în faza sa ortodoxă, tinerii se duceau la, să spunem, la o mănăstire, participau la slujbele de acolo, după care aveau loc prelegerile, discuțiile, iar discuțiile erau pe teme foarte presate. Este vorba despre creștinul și viața de familie, creștinul în raport cu statul, creștinul în raport cu profesia. Aveau invitați dintre sănătățile și personalitățile vieții culturale și vieții bisericești de atunci. Și insistă pentru aceste lucruri, deoarece era o formă de a încerca, chiar dacă nu
acești termeni, dar noi putem să ne gândim la acest lucru retrospectiv, era o formă de rezistență până la urmă creștină. Într-o lume, repet, accentuat necreștină sau anticreștină. Și subliniez acest lucru deoarece această formă de căutare de a aduce o viață creștinească în România interbelică a contat foarte mult pentru ceea ce a urmat după război. Și mă refer aici mai ales la fenomenul rugului aprins. Mitropolitul Antonie Pomedeală, în cartea sa despre rugul aprins, menționează la un moment dat că există o preistorie a acestui rug. Și se referă la momentul Cernăuz. Și se mai referă el la ceva vag, un grup numit Rug și Slobă, din care am făcut parte și Mircea Bucănescu, Țarul Cucăr și toți ceilalți. Rug și Slobă nu a existat ca grup. A existat ca un proiect de revistă a secerișnilor. De fapt, preistoria rugului aprins este istoria secerilor. Este ceea ce povestim noi aici. Din rândurile lor și în această manieră, poate că deja nu există niște asemănări pe care le putem face, această preocupare concretă față de rugăciune, această practică spirituală îmbinată cu preocuparea de a înțelege duhovnicește fenomene ale lumii contemporane, o regăsim după aceea ca în mare și în rugul aprins. Inclusiv discuția despre rugăciunea inimii, tot aici își are debutul. Nu este o notare descoperită neapărat după al doilea război mondial. Există așadar această preistorie de rezistență. Punctul Pascaliei este un punct foarte important, dar este nevoie să înțelegem că relația dintre Paul Sterian, Mircea Bucănescu și Sandu Tudor față de Naionescu este mai degrabă de colaborare, nu are o autoritate absolută asupra lor, ei sunt deja formați când colaborează cu el. Lucrul acesta se va vedea firește și mai târziu și prin textele lor și prin atitudinea lor și, bineînțeles, prin ceea ce s-a întâmplat mai târziu. Am menționat doamna Cernă acest lucru. Iarăși, lucrurile nu sunt neapărat foarte armonioase, nici în acest lucru. Există un conflict foarte puternic între Sandu Tudor și Mircea Bucănescu în 33-34. Atât de puternic încât Mircea Bucănescu se iese puțin din grupul prietenilor săi. Ei probabil nu se mai văd câțiva în bun. Și chiar și de cercul din jurul din Aion. Există această perioadă de răceală. Dar cu toate aceste apropiere, distanțări, poate mai puțin vizibile de la distanță, rămâne acest lucru că pentru a înțelege și o parte din temele rezistenței de după al doilea război mondial este nevoie să ne uităm și cu atenție și la ceea ce s-a întâmplat în România interbelică, în aceste forme autonome de regăsire și repracticare a vieții bisericești. Nu știu dacă mai am timp, că mai erau unele lucruri pe care vreau să le punctez. Dacă nu e timp, mă opresc aici, dacă am timp, mai continui 2-3 minute. Vă rog atunci, continuați 2-3 minute. Bun, bine. Vreau să spun că aș vrea să menționez câteva scurte citate dintr-un text semnat chiar de Sandu Tudor, spre Renașterea Ortodoxiei, în 1926, publicat
din Ideea Creștină. Ideea Creștină era revista Federației Asociațiilor Creștine din România, iar Asociația Creștină din București avea propriul său buletin, care arăta ceva în genul acesta. Bineînțeles, mijloacele tipografice erau precare, aveau nevoie de bani pentru a așa ceva și se găseau greu. Ceea ce aș vrea să remarcați este faptul că în 1924, când începe faza întoarcerii către viața, către Biserica Ortodoxă, buletinul arată destul de neutru și destul de nu are elemente grafice deosebite, dar vedem deja în 1931 cum și la nivel iconografic accentul ortodox este mult mai evident și din denumire, Asociația Studenților Creștini Ortodoxi din București, și din caracterul ales pentru a tipări și din iconografie. Dar să revin la acest text al lui Sandu Cudor, e din Ideea Creștină, spuneam, spre renașterea ortodoxiei, și mi se pare interesant deoarece ne spune ceva despre percepția acestor tineri, care tocmai redescoperiseră ortodoxia. Citez. După război mai ales, drumul vieții se rostogolește așa decidat, parcă peste un tărâm cu priveliști peste mare. În viața romântică a bisericii noastre ortodoxe, ca în orice fel de viață, aceeași zvârcolire cu gol vrăjit. Și continuă el. Faptul că există o nevoie de reașezare a bisericii este ceea ce marchează cumva percepția acestor tineri și probabil, aș zice eu, că le marchează și viitoarea conduită, mai ales în ceea ce privește pe Sanctul Dumnezeu. Și continuă. Astăzi, în sânul clerului nostru, există o luptă surdă, nu încă frățișă, aceeași veșnică luptă de pretutinde dintre cei doi stăpâni, Mamona și Hristos. În toți, un tainic simțământ ne face să spunem că lucrurile merg rău. Toată lumea, chiar și cei mai binevoitori, văd că ramurile smântinului bisericii noastre ortodoxe au prins să se usuce. Toți caută să grădinărească. Pentru cei mai mulți dintre binefăcători văd însă numai că lucrul merge rău, fără să pătrunsă și pricina cea adevărată și adâncă, se străduiesc un ban să dragă multe din afară. Nu ne trebuiesc crematorii, nici ajutor de la iezuiți, când de fapt viața vine prin sevabie. Nu ne trebuie grădinăria faptului de Dumnezești, nu ne trebuie îndreptări că ești acolo din funcții esențiale, nu ne trebuie nicio reformă. Biserica ar trebui să lucreze și să grăiască din un altul al Domnului, cu cuvântul cel vin. Și continuă în acest fel. Acum, în momentul ce cernăuz la care făcea referire mitropolitul Antonie Comodeală, e vorba de o întâlnire duhovnicească cu un grup destul de eclectic. Acolo îi redesim pe Sandu Cudor, pe Paul Sterian, și sunt și câțiva membri viitori ai Antonie Dumitriu, Alexandru Ionescu, ai grupului Aprins, Alexandru Ilian, îl regăsim și pe Constantin Noica și îl regăsim chiar și pe Aristar, care era unul de stânga, nu avea mare legătură cu biserica, mai era și catolic, catolice, dar care vorbește despre viața de obște în, în aceste 7 zile de privilegiere. Ele sunt organizate exact ca congresele ASCR-ului dinainte. Adunarea are loc în 1943, deci la mai bine de 10 ani de ultimele congrese ale SCR-ului, și ea este organizată, cum spuneam, priveghere, participare la slujbe, viață duhovnicească și dezbatere de teme pregătite de participanți. Programul este foarte clar și foarte bine organizat. Aristide Manu, pseudonimul lui Arșavir Acterian, relatează această întâlnire într-unul din articolele
pagina celor 7 zile de putere de la Cetatea și prezintă ASCR-ul cu această ocazie, spunând astfel. Ce era ASCR-ul? O asociație a studenților români creștini. Gurile rele sau cei care se puneau de acțiunea chimeștilea sau anumit patronaj protestant spuneau că e o doaie de băieți cu minți, adventiști, cu infose intelectuale la remor ca străini. În realitate însă, ASCR-ul, datorită Sfântului Sănătos, a celor mai luminați din oameni, s-a orientat pe calea cea bună, oricât de irezistibilă era pentru niște tineri căturată lumea, suscita protestantismului și cea catolicismului, plin de prestigiul tradiției apuseane, înfășurat de magia filozofiei comuniste. Într-un buletin ASCR-ul din 1987, Eminția Bucănescu scria că ASCR-ul e un punct pe unde biserica poate influența tineretul punct în afara controlului statului. Iar Paul Sterian preciza într-o scrisoare de la Paris în martie 1988 că ASCR-ul, dacă unul ca femeia, nu e nici sanctuar. E o poartă a curții bisericii. Bun. Acestea sunt coordonatele și de aceea am și accentuat colaborarea unor tineri ASCR-iști, pentru că nu ai înțeles. Acestea sunt coordonatele colaborării dintre Paul Sterian, Mircea Bucănescu, Sandu Tudor și Nae Ionescu. Momentul Pascării, așa cum spuneam, a fost un moment care a consolidat orientarea lor către viața bisericii. Corespundea intransigența lui Nae Ionescu față de ideea muririlor cu acea intransigență pe care am văzut-o, am citat din Sandu Tudor. Aș zice că diferența este în această aplicare către viața lăuntrică, practicată, și către o reflectare mai aprofundată, prin practici de rugăciune și exerciții spirituale, asupra provocărilor lumii contemporane. Deci nu doar o simplă polemică, o ceartă de cuvinte, ci mai degrabă un fenomen. Un grup care are o viață spirituală. Vă mulțumesc pentru atenție și îmi cer scuze că nu am reușit să mă prezint în timp. Mulțumim și noi! Încheierea celei de-a doua secțiuni o face colegul nostru. Este vorba de domnul lector universitar dr. Dumitru Carabaș, care ne va prezenta martirologiile din Antichitatea creștină și pătimirile din pușcările comuniste mărturisesc același Hristos. Vă ascultăm. Hristos în mijlocul nostru. Este și va fi. Sunt onorat să fiu prezent la această conferință și mă folosesc de prilej să mulțumesc doamnei conferențiar pentru invitație și totodată să vă felicit pentru această activitate pe care iată de ceva vreme o desfășurați. Mulțumesc. Activitate sub semnul rugului aprins. Dragi studenți, preacuvioși părinți, preacucernici părinți, distinși oaspeți și onorată asistență. Astăzi vom vorbi puțin despre martirii de ieri și de azi, din Antichitate și din păcate până în prezent. Palierele, așa cum s-a discutat astăzi, palierele pe care putem aborda această temă sunt diverse. Spunea doamna conferențiar mai devreme, din punct de vedere teologic, istoriografic, filologic, mai devreme chiar juridic. În cercetarea, în fine, pe care am încercat să o creionez, am avut în vedere o analiză mai curând, să spun, imagologică, a ceea ce înseamnă mucenicul, martirul, din perspectiva izvoarelor vechi. Aici avem în vedere martirologii, listele de martiri, a actelor martirice și apoi, cumva în contrapondere,
activitatea pe care o fac colegii noștri de la CNSAS, de studierea arhivelor securității. Și metodologic m-am utilizat, să zic așa, două ipoteze de lucru. Anume, există similitudini, asemănări între mucenicii primelor secole și martirii în pușcările comuniste. Aici am utilizat trei paliere în credința și, în final, cercetarea mi-a demonstrat că e aceeași, chinurile și, din păcate, la fel, dovezile converg spre faptul că au fost aceleași. Și minunile, iar la fel aici sunt două paliere, cu ei înșiși sau cu ceilalți, și dovezile arată că au fost, minunile au fost întocmai și la fel, fie că discutăm de primele secole creștine sau că discutăm de martirii din pușcările comuniste. Și ar mai fi o ipoteză de lucru, anume dacă în societatea românească contemporană, în ansamblul său, dacă această societate este detașată complet de acest model al martiriului, al mucenicului, și aici aș adăuga al cuvioșilor și al sfinților. Martirologiile reprezintă cea mai evidentă dovadă a memoriei bisericii și a conștientizării necesității de perpetuare acesteia. Actele martirice conțin informații de la martorii ocolari ai respectivelor evenimente, fiind de cele mai multe ori chiar copii ale actelor oficiale ale tribunalelor care au judecat și condamnat pe respectivii creștini, având astfel un profund caracter de document istoric. Din păcate sau din fericire, constituie un gen care, deși părea bine delimitat în timp, în sensul că acest gen literar aparține primelor secole creștine, fiind urmarea persecuțiilor din primele veacuri, istoria contemporană, chiar abținuaște așa cum ne-a arătat colegii de dinainte, și altor țări din estul Europei, așa cum a punctat Părintele Maxim, îl arată ca un gen revigorat de martirizare a tuturor mărturisitori ai credinței în pușcările comuniste, aceștia având, din păcate, o singură vină, creștini. Și acum o să vă citez un pasaj. Dacă în sfârșit este sigură că noi suntem niște criminali, de ce suntem criminali? Când pentru aceeași vină ar trebui să existe același tratament. Oricum am fi socotiți, alții la fel ca noi se pot folosi și de gura lor proprie și de avocați cu plată pentru a-și dovedi nevinovăția. Li se dă dreptul la a răspunde, la a face obiecții, fiindcă nu este permis în niciun caz să fie condamnat cineva neascultat și fără putință de a se apăra. Numai creștinilor însă nu le este într-un nimic îngăduit să spună ceva, să-și lămurească pricina, să-și apere dreptatea, să împiedice pe judecător a fi nedrept. Dimpotrivă, se așteaptă numai ceea ce este necesar pentru a alimenta ura publică, mărturisirea numelui, nu examinarea crimei. Aș întreba de unde e citat. Din păcate, citatul este din actele martirice ale Sfântului Ciprian. Da. Astfel că cu tremurătoare actualitate. Da, pare extrem de înspăimântător de actual. Cultul martirilor, al mucenicilor, este legat în Biserica Creștină de jertfa Mântuitorului, aceștia fiind cei ce urmează până la moarte, se jertfesc pentru el. Totuși, moartea nu este suficientă pentru a arăta și a fi pomeniți în calendarul ortodoxe, în listele de martiri și în martirologie, în forma incipientă a calendarului. Ci mai este nevoie de dreapta lor mărturisire. Ne putem întreba de ce totuși este nevoie de această dreaptă mărturisire atât timp cât au fost omorâți pentru credința lor. Și vedem persoane care au fost ucise în persecuții, dar care nu sunt tratați de sfinți, de biserică. Și vă dau doar exemplul montaniștilor, care au fost uciși în număr foarte mare, dar cu toate astea, niciodată biserica nu i-a tratat ca sfinți. Perspectiva, să zic așa, a mea, este tocmai ce mărturisim. Este o credință proprie, e o credință a mea,
său este credința în Hristos. Dacă și-a dat viața pentru Hristos, așa cum îl păstrează și îl prezintă biserica, atunci putem trece, îl putem găsi în martirologii, îl găsim în calendar. Dacă a fost eretic, atunci credința sa nu are legătură cu Hristos adevărat. Este o nălucire, o închipuire a sa sau altora, iar el a dat la o parte pe Hristos acel adevărat și a pus în locul său închipuire, o plăsmuire a minții sale, ceea ce este în fapt idolatrie. De aceea, unul ca acesta nu are cum să fie mucenic al lui Hristos. De fapt, diferența o facem dacă suntem sau nu suntem al lui Hristos. Întreaga teologie creștin-ortodoxă se bazează pentru parea Fiului lui Dumnezeu pe posibilitatea pe care ne oferă prin viața, patimile, moartea, învierea, dar mai ales înălțarea sa. Toate întrebările pe care le-au ridicat ereticii de-a lungul istoriei mântuirii noastre și pe care le repetă, din păcate, acum catolicii, protestanții, neoprotestanții, vedem în mediul online, pe Facebook, din păcate și anumiți oameni care au senzația că aparțin bisericii ortodoxe, sunt întrebări referitoare cu pregătirea la, cu precădere la cinstirea Sfinților și la preacinstirea Maicii Domnului. Toate acestea, de fapt, decurg din neasumarea lui Hristos ca om adevărat și ca Dumnezeu adevărat, pentru că, în fond, și narat asta și Sfântul Apostol Pavel, Sfințenia nu este altceva decât viața în Hristos. Așa cum ne spunea Părintele Columbeanu mai devreme. Problema este că în momentul în care o temă, oricât de dragă ar fi ea nouă, prevalează în fața lui Hristos, atunci nu mai este un gând în Hristos, ci este ego-ul meu care trece în față. Este ego-ul meu care interpretează într-un mod foarte personal Sfânta Scriptură, chiar trăirea prezentată de Sfânta Tradiție. Vedem asta tot la montaniști, care au insistat să pună accentul pe a doua venire a Mântuitorului și astfel, chiar dacă era o realitate revelată în care credem cu toții și ne bazăm pe lucrul ăsta, în momentul în care punctul focal de interes nu mai are în vedere pe Hristos, ci imaginea pleacă în altă parte, atunci imaginea devine difuză și nu mai înțelege nimic în adevăr. Atunci ei au zis că Dumnezeu este unul singur, iar Tatăl, Fiul, Sfântul Duh, că sunt niște manifestări ale acestei unicități. Așa cum Sfântul Apostol Pavel, revenind la el, spune că și iată Hristos trăiește și nu mai trăiesc eu, o să, în cele ce urmează, o să dau câteva citate din câțiva părinți, care spuneau, în închisoare încetezi să existi, doar Hristos te ține în viață. Părintele Adrian Făgățean. Temnița a fost o chemare. După o perioadă de îndoieli și de întrebări, a urmat o perioadă de pace. Ea începea când reușeam să pătrundem în interiorul nostru. Aceasta e cea mai importantă experiență pe care o poți avea în timpul vieții. A te cunoaște pe tine însuți. Apoi urmează o perioadă de consolidare pe calea suferinței, grație căreia reușești să te cunoști pe tine însuți. A fost total și simplu ca noi să ne redescoperim la acele ore pe patul suferinței. Era o chemare. Temnițele comuniste erau fabrici de martiri, în cel mai literal sens al cuvântului. Noi eram martori ai degradării trupului propriu. De la un anumit stadiu nu mai eram în stare să simțim nimic. Era ca o pace adâncă. Personal nu am simțit durere. Eram în elementul meu. Mai fericit decât atunci când eram în afară, liber în lume. Aceasta și pentru că viața noastră spirituală devenea din ce în ce mai puternică, cu mult mai puternică decât era înainte de detenție. Acele erau zile de sacrificiu și jertfă extraordinare și unice. Arhimandrit Iustin Pârâu.
Este imposibil pentru cineva din afara închisorii să înțeleagă. Suntem liberi și suntem foarte fericiți că suntem liberi. Dar avem un fel de nostalgie pentru închisoare. Și nu o putem explica altora. Ei spun că suntem nebuni. Cum îți poate lipsi închisoare? Deoarece în închisoare am avut cea mai spirituală viață. Am atins niveluri pe care nu suntem în stare să le atingem în lumea aceasta. Izolați, ancorați în Iisus Hristos, am avut bucuria și iluminarea pe care lumea nu le poate oferi. Părintele Gheorghe Calciu. Zarca, unde mă băgau mereu, era în închisoare, în închisoare. Într-un an de Crăciun m-au băgat în izolare, într-o celulă fără nimic pe jos, fără pat, într-un frig groaznic. Am găsit acolo un bos de mămăligă mucegăită și l-am mâncat. Era Crăciunul și am zis, iată ce cozonac mi-a fost dat mie. Poate e greu să credeți, dar eram fericit, că știam pentru ce sufăr. Nu eram acolo aiurea, ci pentru numele Domnului suferam, părintele Arsenie Papacioc. Neamul românesc e trecut prin multe momente grele în istoria sa, dar a răzbit și a biruit întotdeauna prin credința în Dumnezeu, prin speranța în triumful final al binelui. Așa se va întâmpla și acum, să răbdăm cu tărie și smerenie suferința ce ni s-a dat. Cine vrea să cunoască despre Hristos, trebuie să citească Sfintele Evanghelii. Cine vrea să-L urmeze pe Hristos, trebuie să citească scrierile Sfinților Părinți. Ei te vor învăța, din propria lor experiență, cum se obține mântuirea. Nimeni nu poate fi creștin adevărat dacă nu cunoaște învățăturile Sfinților Părinți. Ei sunt exploratorii căii spre Hristos. Ei au interpretat corect harta evanghelică și au atins polul mântuirii. Părintele Dumitru Stăniloae. Mulțumesc mult! Noi vă mulțumim. Așa este. E paradoxul pe care, din punctul meu de vedere, într-o formulă excepțională l-a exprimat evreul convertit, care își denumește această perioadă Jurnalul Fericirii, nu? Vorbesc de Nicolae Steinhardt. Iată, în spațiul acela concentrațional, unde erau văzuți de Verisema Mundi, ei ajung să alunece și să atingă ceea ce am simțit și noi aici, grație părintelui Ionuț Holubanu, chipul duhovnicesc, să își descopere euul cel mai profund. Pentru că ziua este scurtă, eu propun să trecem direct la lansarea volumului și să lăsăm în final sesiunea de întrebări. Așadar, îl invităm pe domnul scriitor, critic literar, Cristian Crăciun, să prezinte volumul pe care, așa cum v-am prezentat anterior, eu și domnul Ionuț Butoi, am reușit astăzi să-l aducem în fața noastră în calitate de editori, îngrijitori, așadar, a acestei colecții de articole din ziarul Cuvântul, așa cum știm, condus de Naionescu. Vă rugăm! Mulțumesc! Acesta este volumul am prezentat. Din motive obiective, vă cer permisiunea să vorbesc de aici. Dacă asemenea prezentări ar avea un titlu, cum are o carte, aș fi pus titlul cu cărțile pe masă. Pentru că ceea ce au făcut doamna Carmen Ciornea împreună cu Ionuț Butoi a fost să ne salveze, a spune, din neant, pentru că soarta presei aceasta este o pagină de istorie, o pagină din interbelicul nostru, din, a spune, primul interbelic, și o să revin puțin asupra ideii, pentru că, din păcate, s-ar putea să trăim și un al doilea interbelic, pentru că acum suntem într-un parșiv și ciudat intrabelic. Numai că generația noastră de acum nu prea mai este la înălțimea acestei generații. Ce se întâmplă? Aici avem, de fapt, un, cum parcă a spus și Ionuț, un revelator
al întregii societăți românești din acea perioadă, a raporturilor dintre biserică și societate, dintre societate și stat, dintre stat și biserică și așa mai departe. Este o chestiune foarte tehnică. Eu nu sunt nici astronom, nici istoric al religiilor, nici teolog, ca să pot discuta lucrurile astea de o, care ce o specializare extraordinară, de arbitrar prefața sintetizează foarte acut toate aceste chestiuni, dar dincolo de asta, ele presupun o încadrare socioculturală extraordinară. Deci nu e vorba doar de o chestiune tehnică, ceea ce a făcut Carmen aici este o minune, uitați-vă doar într-un singur ziar. Și asta este, iată-vă ce importanță avea presa în epoca respectivă, ce altitudine intelectuală aveau dezbaterile din presă. Știți bine, chestiunea s-a reluat anul acesta și s-a reluat cu polii schimbați. Pentru că dacă atunci biserica era, să spunem, în avangarda schimbării și intelectualitatea îmbisericită era pentru tradiție, acum a fost invers. Și aici se pun două probleme, de fapt. Și vreau să vă împărtășesc o experiență personală, pentru că citind cartea m-am întrebat generația mea cum și-a însușit interbelicul. Pentru că știți că interbelicul, spiritualitatea interbelică, cultura interbelică a fost vreme de niște decenii nomina odiosă. Când eram eu spre sfârșitul liceului și începutul facultății, au început să fie retipăriți scriitorii interbelici. A apărut istoria literaturii române interbelice a lui Crocmălnicianu, care vedeam pentru prima dată o mulțime de nume pe care doar le auzisem până atunci și de care, gândiți-vă, pentru cei mai tineri să spunem că până și un biet scriitor liric precum Ionel Teodoreanu era interzis. Nu? E, aia a fost o primă etapă. Imediat după ce am intrat în facultate, a apărut un curs șapirografiat, cei de generația mea știu cum erau un fel de bătut la mașină și tras la o presă, care se numea Polemici Literare Interbelice, subliniez cuvântul literare. Și unde pentru prima dată am avut intuiția că interbelicul înseamnă și altceva decât literatura. Și unde am găsit numele lui Nae Ionescu, lui Cioran, lui tuturor celor trei frați erau acolo. Da. Așa. E, și dintr-o dată s-a deschis o poartă, o lumină, spre adevăratul sens al interbelicului. Sigur că după aia a început căutarea xeroxurilor clandestine, citirea operelor, iar după 90 este cea de-a doua etapă mare din care face parte și cartea despre care discutăm astăzi, cea în care au venit asupra voastră cărțile Rugului Aprins, memoriile de închisoare și toate celelalte lucruri care ne-au luminat despre adevăratul chip al interbelicului. Știți bine că presa, interbelicul nu are astăzi o presă bună. E văzut extrem de negativ din pricini pe care nu vreau să le discut aici. Numai că dacă citiți cu atenție această carte, ce am văzut eu atunci, vă spuneam, în acea carte despre polemicile interbelice? Marele teme, să zicem, polemica intergeneraționistă, polemica asupra raportului modernitate-tradiție, asupra identității naționale și toate lucrurile astea pe care noi nu le-am lămurit nici astăzi. Nu le-am lămurit complet. Un mare istoric și teoretician al culturii române, Sorin Alexandrescu, spune că România suferă de o modernitate ratată, pe care o începem, o ducem până la un anume palier și o ratăm și ne întoarcem. Este complexul manolic. Avem o voluptate teribilă de a dărâma
cu mult mai multă eficiență decât construim ceea ce am construit înainte. Și toate aceste lucruri se văd foarte bine. Mă gândeam aici ce ilustrare paradoxală poate fi această carte pentru formula lui Iorga de Bizanț după Bizanț. Așa cum în Bizanț, știu eu, dar în alt sens decât cel istoric, într-un sens, să-i zic, structural, spiritual, dacă vreți. Pentru că dacă acolo populația, să-i zicem, de rând, se inflama pentru chestiuni atât de delicate precum Trinitatea, Homoousis și așa mai departe, acum vedem țăranii venind cu jalba în proțam la Mai Ionescu, la guvern, la patriarh și așa mai departe, ca să ceară respectarea datei Pascaliei. Deci, vedeți, este o chestiune care răstoarnă, care răscolește din profunzime straturile societății și vedem cum societatea trăiește, repet, o chestiune care primită de astăzi pare pur tehnică, sigur că ea nu este doar tehnică, pentru că intră aici și calendar solar și calendar lunar și siloade și tot felul de alte lucruri și care complică foarte mult situația. Sigur că, ideal vorbind, așa ar trebui să sărbătorim toți nașterea Domnului la aceeași dată. Numai că fiind sărbători fixe, sărbători mobile, eu treagă aproape că se citește detectivistic, ca un roman de aventuri, pentru că vezi la fiecare, să spun, la fiecare intervenție care apare, mai apare câte un argument. Oamenii ăștia erau, nu tobă, erau tubă de carte și de carte filozofică, de carte culturală, de carte teologică, se duelau, în ghilimele, de la egal la egal cu teologii, să le zicem, oficiali ai bisericii și știau atât de multe lucruri încât noi ne simțim astăzi, la drept vorbind, de pigoni ai lor pentru cultura și forța pe care o aveau în a-și argumenta și pentru hotărârea cu care își apărau ca un ziar să acorde atâta spațiu de asemenea probleme, ar părea astăzi ceva de neimaginat și, repet, cu această altitudine intelectuală extraordinară. Pe de altă parte, se pot vedea aici, iarăși dacă citim oarecum în filigran, și personalitățile celor care scriu. Pe cât de liric și îndrăznesc să spun de mistic este Sandu Tudor în ceea ce scrie, pe atât de exact geometric este Vracoveanu, să zicem, atât de... Da, Ionescu e mereu magistral, așa vorbește parcă de la ex catedra și dă lecții cu amenitate perfectă, nu sunt... chiar polemicile sunt de o cum să spun, un cavalerism, dacă vreți, ca așa, polemici cordiale, cum spunea un scriitor român. Deci toate lucrurile astea despre o anume că noi ăștia, cum i-a numit un critic literar, prieten de-al meu, în vâltoarea aia superbă anilor 90, care în idealismul ăla neointerbelicii, cum ne visam noi pe atunci, nu mai avem această seninătate a polemicii și datorită instrumentelor care nu sunt făcute pentru polemică, ci pentru jignire și tehnica aceasta a argumentației este extraordinară. Deci se pot învăța foarte multe lucruri despre cum se construiește o societate intelectuală și, apropo, și când am descoperit ciclul de conferințe pe care le-au ținut ei și când am descoperit mai apoi Rugul Aprins. Toate lucrurile astea au fost pentru noi modele, pentru că vorbiți de modele acolo. Toate acelea pot fi modele nu în sens politic. Nu ne interesează politicul aici, dar atitudinea intelectuală, atitudinea față de adevăr,
atitudinea față de biserică. Vedeți, oamenii ăștia sunt critici față de biserică. Dar fără ca apărând biserica prin critica lor. Biserica la rândul ei are și ea argumentele ei. Sunt acolo raportul între raportul politic între partide și biserică. Sunt raporturi între provinciile românești. Una este situația din Basarabia, alta este situația din Transilvania. Și biserica trebuie să facă și jocuri, nu are ce face, trebuie să facă și jocuri politice de acest gen. Deci este o crengătură de probleme extraordinare și minunea este că avem cartea pe masă acum. Nimeni dintre noi nu se poate duce la Biblioteca Academiei sau la ce bibliotecă mai fi găsim, Carmen, ziarele și să facă reconstituirea. În momentul când ai cartea, cartea rămâne. Mult mai mult decât ziarul. Și de aceea a făcut un gest de mare, cum să spun, importanță pentru cultura română, care alături de și așteptăm sigur și volumul al doilea, ca să vedem și mai aprofundat amploarea acestei teme și acestor... Nu se repetă, adică nu devine plicticos, dimpotrivă. Deși teva sunt preiasă, toată acolo, mărunt, până la fiecare, dar asta e teologia. Teologia, cum bine știți, de două milenii de când există, asta înseamnă desficarea 3, 4, 5 întrebări fundamentale în zeci de mii de nuanțe și asta este toată gândirea Sfinților Părinți. Și asta e foarte important, această știință a bunei măsuri, a spune, și a nuanței. Teologia este o extraordinară disciplină a nuanței. Și de unde și virtutea discernământului, nu? Noi care astăzi gândim foarte rapid și foarte tranșant în alb și negru, mai putem învăța de aici, iată, încă un lucru, această disciplină a discernământului și oarecum și a unui anume tip de toleranță pentru argumentul adversarului, chiar atunci când nu ești de acord cu ei. Vedem oameni de aici, sunt intervenții în care cel care îl acuză, X îl acuză pe Y, spune, ai greșit total argumentul, nu sunt de acord cu el, dar îți înțeleg poziția pentru că știu de ce ai luat această atitudine și în situația ta puteai să o iei. Așa trebuia să... Deci, asemenea, raporturi culturale, dacă vreți, pentru că sunt raporturi culturale și sociale și istorice, vedeți cât de amplă e o problemă care ține de cum să învârte soarele pe cer și pentru că întârzie cu nu știu câte secunde pe zi și din cauza asta Paștele risca să ducă și să nu mai avem postul Sfinților Petru și Pavel și așa mai departe. Toate lucrurile astea le găsim aici, lumea sigur, de astăzi nu mai știe deloc de această polemică. Calendarul mai e și altă cauză pe care am uitat să o spun a contradicției. Calendarul civil se schimbase deja. Și toate lucrurile astea creează niște complicații extraordinare. Noi ne uităm că se mută o oră de la una la altul, nu știu cum, și câte tulburări provoacă. Dar aminte să te duci cu 13 zile înapoi și lucruri de genul ăsta. Sau să sărbătorești când s-a ajunsese, era cât pe ce, la două, adică la același an Paștele la două date diferite, fiecare după cum, fiecare biserică sau parohie sau cum era acolo, cum să spun, îngăduința, pogorământul la un moment dat, dat în Sfântul Sinod, ce grozăvie să fie lucrurile astea. Până la urmă, și mai e și raportul între biserici, între confesiuni, catolicii, romani, protestanții, ortodoxii. Și asta era raportul între biserici, asta era încă una de... Vedeți aproape că nu ți ajunge să vorbești un sfert de oră și să enumeri doar problemele pe care le ridică. Dar amite și soluțiile. De aceea aceste articole sunt fascinante.
Îți trebuie puțină răbdare, repet, pentru că noi nu mai avem antrenamentul mental al unor asemenea dispute bizantine, să le spun din nou, dar dosarul Pascaliei este o oglindă formidabilă a epocii în care România era să își atingă apogeul. Din păcate, n-a fost să fie. N-a fost să fie pentru că a venit Securea Roșie și a retezat acest elan care începuse. Se pune problema modernității aici mereu. Și problema modernității este la fel de veche ca România. Adică statul modern român s-a creat după 1848 punându-și această problemă. Astăzi îi zicem integrare europeană. E absolut același lucru. Și biserica are un rol în chestiunea asta. Nu rolul de frână, cum spun ziariștii care n-au o cultură suficientă. Are un rol de moderator, nu în sensul de moderator, ci în sensul de a primi lucrurile cu moderație. Ceea ce e foarte important, că o mașină care nu are decât accelerație și nu are frână, nu prea ți-ai dori să fie în ea. Îți trebuie și frână la o mașină și ea la fel de necesară ca și accelerația. Deci, vedeți, și această problemă a modernizării este foarte acut pus aici. Ne modernizăm, da, dar cum? Pașoptiștii au pus problema într-un fel, a venit generația critică a lui Maiorescu, care, apropo, erau cam liber cugetători cu toții și care au spus, da, ne modernizăm, dar trebuie teoria formelor fără fond, adaptarea la specificul local și așa mai departe, ne modernizăm critic. A venit apoi generația de la 1900, sămănătoriștii, Iorga, un anume fel de percepția tradiției, a venit ciocnirea interbelică între cei care se duceau foarte repede înainte și o anume parte care vreau să rămânem pe loc pur și simplu. E, vedeți, niciodată nu a fost simplu pentru noi această adaptare. Teoria sincronismului este... Și iar vă mai spun, pentru că sunteți aici în mediu, o preocupare a mea, pentru că în imaginea asta negativă pe care o are în presă generația interbelică, s-a creat impresia că toată generația interbelică erau niște habodnici, că erau toți legionari și așa mai departe. Nici de cum. Elitele interbelice... Și mă gândesc, uite, că vorbeam de literați, mă gândesc la scriitori. Începând Cioculescu, Călinescu, Lovinescu, Pompiliu Constantin, erau niște oameni foarte respectoși față de biserică, dar nici de cum bisericoși, dacă nu chiar antia spune. Deci imaginea asta este unilaterală, pentru că a venit generația 27 și atunci lucrurile s-au... Și după 90 s-a împins foarte tare în față imaginea aceasta. Nu, interbelicul a fost foarte echilibrat. Foarte echilibrat și acest echilibru este bine să fie subliniat din când în când. Este bine să fie subliniat pentru că totdeauna discernământul de care vorbeam și echilibru sunt necesare. Și faptul că într-un ziar politic, până la urmă, nu, se pun asemenea probleme de finețe maximă, spirituală, filozofică, matematică, dacă vreți, la un moment dat, arată că exista și un public pentru țăranii cu ziarul la Nae Ionescu. Exista un public care nu știu cât înțelegeau ei din toată finețea, dar pricepeau ideea de bază. Pricepeau ideea de bază și asta este un lucru
extraordinar. Cred că n-am deviat foarte tare de la... pentru că nu puteam intra în problemele de strict amănunt, dar am vrut să vedeți cât de importantă, într-adevăr, mi se pare această carte, dacă o privim în contextul general. Și sigur că ar mai fi alte teme, alte ziare și lucruri, ați văzut ce ne-a arătat și Ionuț Butoi, și despre curentul, și de toate dezbaterile și, într-adevăr, polemicile, pentru că volumul ăla de care vă povesteam eu, sigur că a fost crud cenzurat și nici acolo n-au apărut articole integrale, n-a fost doar așa un bai prin care noi am putut respira și în care am putut să vedem cam cum arăta, într-adevăr, o epocă pe care am cunoscut-o doar intelectual vorbind, dar cunoscut-o doar după aceea. Și sperând că acest al doilea interbelic de care vorbesc va fi găduitor cu noi, să sperăm că vom avea și răgazul, dacă nu să construim ceea ce au construit oamenii ăștia, măcar să reconstituim, cum fac minunații noștri istorici aici de față, să reconstituim acel punct de vârf al societății românești. Mulțumesc! Confundatilul, un spirit efervescent care antrenează de fiecare dată auditoriul. O perspectivă istorică asupra acestui volum ne oferă șeful Direcției Cercetare al Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, cercetător științific gradul 1 al Centrului de istorie și civilizație europeană din cadrul Academiei Române filiala Iași. Îl invităm pe domnul Silviu Moldovan să spunem câteva cuvinte despre volumul al căror editat, așa cum am spus, de către mine și domnul Ionuț Butoi. Mulțumim! Sunt foarte onorat de invitația dumneavoastră, dar trebuie să resping cumva ipoteza că eu reconstitui contextul istoric, acest lucru l-ați făcut dumneavoastră prin această carte. Acum, eu trebuie să precizez faptul, pe de o parte, că nu sunt specialist în disputa care constituie obiectul cărții și pe de altă parte că nici nu am, nici nu obișnuiesc niciodată, de fapt nu vorbesc despre cărți, despre vreo carte, înainte să o citesc până la ultimul cuvânt și până la ultima notă. Acest lucru, din motive absolut obiective, da, nu l-am putut face de această dată, să cunoscând pe mine și opera și activitatea domnului profesoare Carmen Ciornea și opera și activitatea domnului profesor Ionuț Butoi, nu aveam dubii în acest sens. Sigur, pe drumul încoace, am pus mâna pe carte și m-am mai documentat. Acum, nu vreau să minimalizez, de fapt, nu vreau să trec sub tăcere dificultatea realizării unui astfel de demers, dincolo de timpul scurt pe care l-ați avut la dispoziție, pentru că a apărut această polemică sau această dezbatere în cursul acestui an și atunci, de multe ori, autorii se pliază pe un subiect, dar ca să se valorifice pe ei, că e un subiect la modă, scot și eu ceva ca să fiu la modă. Nu acesta a fost traseul acestei cărți, când ne face pur și simplu cu doi autori care au simțit chemarea de a alcătui această frumoasă carte, tocmai pentru a ajuta la lămurirea acestei dispute și pentru a o face totuși la timp, nu după ce se iau niște decizii, poate fără o prea atentă sau suficient de atentă cântărire. Cum a cartea, sigur că nu la o mulțime de teme ne supune atenție, așa cum a spus domnul profesor Crăciun, vorbește și pe mai multe planuri, fie că e vorba de planul politic, fie că e vorba de planul istoric, fie că e vorba de planul nemijlocit intelectual sau de cel cu totalitate spiritual, pe de-a întregul spiritual. Cum pe noi, într-adevăr, nu ne interesează politica, de pe cei din epoca aceea care a fost prinși în această polemică, care a fost în 1928 și 1929, în special în 1929, pe ei interesau politica. De asta, în articolele antologate în
această carte și încă o dată repet că nu e deloc ușor pentru că există unele probleme cu aceste colecții de cărți, de reviste, în primul se identifici, dar nu întotdeauna găsești toate lucrurile. Și au fost situații de acest gen și pentru această carte și în alte demersuri similare, se observă că lipsesc anumite numere sau că se găsesc în locuri unde nu te-ai așteptat, de exemplu în arhiva CNSAS, sau că anumite numere sunt foarte degradate și toate articolele pe care le cauți nu le poți reconstitui așa cum trebuie. Și alea pe cei din epocă îi interesa și aspectul politic, de asta în articolele reproduse se vorbește despre faptul că liberalii au o mare influență la sinod, despre faptul că se încearcă provocarea de greutăți Guvernului Național Țărănesc sau, în fine, că Iuliu Maniu însuși greșește cantonându-se în politica brațelor încrucișate, cum spuneam doamna Ionescu, și fără să intervină în moment oportun, în așa fel încât să nu se ajungă la o veritabilă criză instituțională. Acum, în plan istoric, sigur că avem un plan mai larg și unul mai restrâns. Nu? Planul mai restrâns este dat de, în jurul acestor aspecte politice, pentru că e perioada de ascensiune instituțională a Partidului Național Țărănesc, care avea un specific, care avea mai multe specificuri, cel care au s-a reunit în 1926, dar avea unul despre care se vorbește foarte interesant, specificul cu Ardelenesc, și prestigiu extraordinar al episcopului Suciu, episcopul greco-catolic, unui autorii de frunte a adunării de la Alba Iulia. Și atunci, sigur că aceste frecușuri, dacă vreți, sunt pătrunse partide și au spus în mod inevitabil cuvântul. Nu trebuie diabolizate nici excesiv, pentru că asta e esența democrației. În democrație există mai multe partide, sigur că ele se confruntă pe mai multe terenuri, inclusiv pe acesta cu relevanță spirituală, dacă vreți. Noroc că era planul o relevanță spirituală foarte importantă atunci și nu voi continua această remarcă. Este și un plan mai larg istoric, bineînțeles, pentru că ne găsim în această perioadă, așa frumos evocată de un profesor Răciun, perioada interbelică, care a fost extrem de scurtă, da? 20 de ani nu înseamnă nimic la scara istoriei. Eu când aveam 15 ani, plăcea să mă gândesc la ea, mi se părea foarte lungă. Acum mi se pare și mie foarte scurtă această perioadă. Și atunci e lucru de mirare că atât de multe lucruri, în special pe plan intelectual, dar nu numai, s-au întâmplat în acea perioadă. Într-adevăr, o efervescență extraordinară și asta se vede foarte bine și din această carte, din această temă foarte bine stabilită. Dar întotdeauna am avut o slăbiciune pentru a citi publicistica interbelică, absolut fascinantă și inepuizabilă ca sensul, întorcându-mă cu alte lucruri decât le vedem acum 20 de ani sau cu 30 de ani. Și, într-adevăr, oamenii atunci nu erau atât de supărăcioși. Și asta cred că Nicu Steinhardt ne-a dat, au spus alții, da. Inclusiv Naia Ionescu. Da, polemicile erau normale atunci. Deci nu devenea dușman, de mult din potrivă. Rămâne foarte bun prieten, chiar dacă avea opinii politice nu diferite, cu totul antagonice. Asta este un aspect al perioadei pe care nu-l cunoaștem bine. Nici nu suntem pregătiți să le acceptăm în Dumnezeu. Să spunem că noi acum suntem foarte înalți, așa numai, pentru a ridica ziduri și a pune antagonisme din astea ireductibile și de a fi foarte atent să menționăm întotdeauna foarte grijulic că noi suntem, noi știm, nu niciodată nu avem nimic de a face cu alții. Hey, acum, această perioadă totuși a fost extrem, extrem de grea. Dacă ne punem problema dintr-o anumită perspectivă. La 1918, sigur, România și-a reunit toate teritoriile. Da, dar gândiți-vă, să ne gândim împreună, cât de greu era să armonizezi toate sistemele administrative. De exemplu, numai la asta să ne gândim. Păi aveai sistemul din vechiul legat. Nu? Aveai sistemul maghiar. Transilvania, Banatul. Aveai sistemul austriac, care e altceva decât cel maghiar, în Bucovina. Aveai sistemul rusesc în Basarabia. Aveai afumărat și sistemul bulgar din Cadrilater, deoarece în 1913-1918 tot acolo ești, între timp fusese războiul și venise și ocupația bulgară în Dobrogea. Și dacă vreți, aveam și un mic sistem turcesc, pentru că Marea Unire, de fapt, s-a terminat în 1923, când urmă tratatului bilateral cu Turcia, după război de independență, practic statele au uitat de insula Adakar, care a rămas până în 1923 în componența Turciei și apoi Turcia o cedează României în condiții absolut amiabile. Și totuși, dacă stăm să ne gândim, perioada interbelică a avut mari păcate și multe și le știm foarte bine. Dar gândim-ne ce criză, ce marast putea să se întâmple din ciocnirea acestor sisteme administrative. Sigur că s-a greșit mult și în perioada guvernării liberale, impunându-se un pic
forțat anumite modele, dar n-am avut niciodată o situație de criză reală cu alte state. Nu am urmărește pentru că populația noastră rețea românească și atunci ea înțelegea puțin, mult mai bine, nu puțin mai bine, comandamentul suprem, că statul trebuie să centralizeze, trebuie să se modernizeze și atunci trecem cu vederea mai ușor, le ironizăm, dar le trecem cu vederea totuși. De, sperând că peste mic timp ele se vor corecta. În acest sens a fost și ascensiunea Partidului Național Sănesc, dar și toanilor 20 este și tendința sociografică de a pune acum numai binele a fost de partea PNL-ului, numai rău a fost de partea liberalilor. Nici asta corect, deși, repet, administrația liberală a avut multe păcate și ele se știu. Dar nu putem face o versiune asta a cei buni versus cei răi. Cum a început cu cartea Francisco Veiga, pe niște note foarte bine scrisă, dar discutabile totuși în aceste exagerări, chiar dacă în momentul respectiv lucrurile așa păreau. 28-29 când aveam așa rău, dar băi le fac așa păreau. Din perspectiva modernizării, sigur avem această dezbatere care a apărut vis-a-vis de data Pascaliei. Domnul Ionuț Butoi în studiu introductiv și pornește de mai din urmă și foarte bine procedează făcând acest lucru. În 1964, pe vremea lui Alexandru Ion Puza, se punea această problemă. Schimbarea de calendar în legătură cu modernitatea. Sigur, atunci eram într-o situație îngrozitoare, că abia începusem să ne revenim după marasmul agrăveț, care era la primele decenii ale secolului 19, în 1928-29, eram într-o altă situație, statul se mobiliza, ardea etape, acest lucru s-a întâmplat, numai care ardea inegal. Eu nu sunt de acord că am ratat modernizarea, dar faptul este că n-am făcut-o pe de-a întregi, pentru că începutul de modernizare, Sobcarocen, toată lumea vorbește ce frumos a fost Sobcarocen și realizări extraordinare, dar ai sacrificat cu totul satul. În 1907 s-a o asemenea răscoală, care nu de prea mult bine s-a făcut, era de toată rușinea în Europa. Nu se mai întâmpla așa ceva. În ani atât de avansați. Bun, dar acum încep să mă lungesc și cred că n-ar fi bine. În orice caz, ceea ce, ideea de la care pornisem, vizia calitatea extraordinară a dezbaterilor din perioada interbelică, mă îndrept către ele și pentru că spiritul de argumentație al tuturor, într-adevăr, era unul deosebit și unul și spiritual, și cultural, dacă vreți, la un nivel la care n-am cum să aspir. Însă, revenirea acestei dezbateri s-a făcut, dacă vreți, și nu o să divaghez să intru într-o polemică, dar anul acesta argumentele au fost slăbuțe, pentru că erau contextuale, trebuie să facem la fel ca cei din vest. Asta nu e un argument convingător, în opinia mea personală. Atunci, într-adevăr, dezbaterea era mult mai serioasă și argumentele erau mult mai serioase. Acum să fim la fel ca aia sau ca cei din vest sau că cei din muncitorii din diaspora nu corespunde data Paștelui, asta mi se pare chiar neserios, fără a minimaliza. Da, cei care muncesc legal au dreptul la concediu. Acum, cum să spun, nici nu, de asta nu cred exact în ratarea modernizării, pentru că noi nu suntem chiar la fel. Termenurile fundamentale ale europenilor sunt aceleași, dar nu suntem identici niciodată. De asta cei care nu spun că au ratat modernizarea ajung în situații de genul care chiar anul trecut, nu, președintele în funcție al Franței a zis că eu duc un război cultural împotriva Ungariei. N-a spus împotriva regimului Orban că duce un război, a zis împotriva Ungariei. Găzut de o gravitate fantastică. Probabil Polonia e o țară prea mare și s-a ferit. Că Ungaria e mai ușor, ajungea și Hrușciov. La ONU scotea pantofi, bătea și condamna într-un Albania. Și Albania, nimeni nu înțelege ce tot are asta cu Albania. Dar el nu putea să spună China că era prea mare și atunci se războia cu Albania, doar ceea ce avea regim pro-chinez, dacă vreți. Da, nu pot decât să îi felicit pe autori. Să aștept și volumul 2, ferește, pe care îl voi citi cu la fel de mare plăcere și să vă îndemn, dacă îmi permiteți, să faceți același lucru. Mulțumesc! Mulțumesc scurtă! Rămâne să mulțumesc tuturor pentru răbdare, pentru participare și implicare și, ce să spun, să ne ține Dumnezeu sănătoși, să facem din această zi de 17 noiembrie și în anii care vin un prilej de comemorare a celor care, să recunoaștem, ne dau nouă substanțialitate și verticalitate dacă ne așezăm în lumina acestor repere. Dacă identitatea noastră și existența noastră se așează pe acest iaj, sigur,
că rostul omului firesc, acela pe care trebuie să tindem, o să ne fie mai limpede. Vă mulțumesc!